Bun găsit, dragi prieteni și stimați telespectatori! Suntem împreună cu domnul Bogdan Vasile, live din UK, Marea Britanie, omul care deține toate secretele, așa cum l-am numit eu, mărturisesc. S-ar putea să mă îndoiesc, poate ne spune domnia sa. Mărturisesc că în ultima perioadă am urmărit câteva dintre videourile domniei sale. După aceea am verificat niște date pe care dumnealui le menționa acolo. Am mai verificat și cu niște amintiri de ale mele și cu ce mai știam și eu și mi-am dat seama că, domne, omul chiar știa niște lucruri. Și am zis, băi, eu trebuie să-l găsesc pe acest domn și să stau puțin de vorbă cu el, să facem o emisiune, fiindcă mi se pare incorrect să se uzeze făcând 7.000 de videouri și să nu ne spună nouă comprimat într-o emisiune sau două sau nouă, depinde cât doriți voi să-l vedeți la culoare, multe chestii condensate, interesante, treburi care, zic eu, sunt importante pentru noi ca să înțelegem mecanismele din spatele ușilor închise, din spatele cortinei, mecanismele care până la urmă erau o vorbă veche, Deus ex machina. Ce este în spatele poveștii? Noi suntem niște spectatori, ca să înțelegem așa. Noi, ca spectatori, vedem un spectacol. Dar ați văzut când vă duceți la teatru, voi nu vedeți mașiniștii. Voi doar vedeți că se mișcă decorurile, că actorii au niște replici. Nu vă gândiți acum, bă, cine a scris piesa asta? Schiller, Goethe, cine a scris piesa asta? Voi vă uitați atrași de farmecul personajului, de calitatea actorului, chiar și de decor, nu? Uneori vă fură decorul. Atenție, ăsta e cel mai mare pericol. Să vă fure decorul, să nu fiți atenți la personaje. Dar nu vedeți ce e în spatele scenei, nu? E, așa e și scena politică, scena vieții în general. Cine conduce o țară? Cine conduce, până la urmă, planeta? Nu? În spatele scenei, în spatele președinților, în spatele prim-miniștrilor se află consilierii, se află oameni care nu se văd. Și în spatele tuturor se află adevărații păpușari, dragi prieteni. E, cred că despre asta putem noi discuta în această seară cu domnul Bogdan Vasile, care, printre altele, după cum ați văzut în promoul pe care l-am făcut în această minunată zi de vineri, a dat niște opinii, dar parcă sunt niște certitudini bazate pe niște informații cu privire la cine a manipulat mitingul din 2 octombrie. Apoi a discutat despre, într-un alt video, despre Helwig, minunatul nostru șef al SRI-ului și mi se pare că i-a făcut acolo o scurtă biografie, mai mult sau mai puțin cunoscută de noi. E, în seara asta cred că o să ne spună destul de multe lucruri care probabil pe unii vor entuziasma, pe alții îi vor dezamăgi, cine știe. Unii vor fi poate chiar furioși, nu știu ce să zic. Dar cert este că de câte ori am sesizat că a luat un punct de vedere, a analizat o situație, mi s-a părut că domnul Bogdan Vasile, alminteri un fin intelectual și un om, un literat care este atent la detalii, avea toate probele de rigoare. Așadar, bună seara, Bogdan Vasile. Cum să vorbim cu dumneavoastră, să ne tutuim, mai ales că suntem apropiați ca vârstă? Bună seara, domnul Lazarus. Bună seara, urmăritorilor dumneavoastră. Sunt extrem de bucuros și vă sunt recunoscător că m-ați invitat în seara aceasta să fiu împreună cu voi toți. Puteți să-mi spuneți Bogdan? Puteți să ne tutuim? Eu sunt mult mai la largul meu când vorbesc foarte, foarte apropiat cu oamenii. Deci aș prefera, dacă se poate, să-ți spun Luis, iar tu să-mi spui Bogdan. Perfect. Să fim mai familiari, așa cum este online în general. Așa că
debutăm în discuția noastră printr-o întrebare punctuală, exactă, precisă. Crezi că tot ce ai spus tu, în bănuiesc că foarte mulți dintre cei care se uită la noi acum au și văzut acel promo, care de fapt era un discurs al tău cu referire la meetingul din 2 octombrie. Crezi că într-adevăr Simion este un om al sistemului 100% racolat, manevrat, manipulat, un om care de fapt doar pozează într-un patriot și într-un suveranist și într-un conservator și el de fapt are cumva o altă agendă? Voi răspunde la această întrebare ca de obicei foarte concis, foarte ancorat în fapte, în cifre, în date, pentru că așa sunt obișnuit de la început să fac. Înainte însă să încep să descriu acest subiect, vreau să spun că deși cunosc anumite secrete, poate nu le știu pe toate. Nimeni nu este depozitarul tuturor secretelor de pe pământ, însă pe măsură ce îți dezvolți o anumită abilitate să urmărești anumiți oameni cheie din sistem și să cunoști istoria trecutului, de fapt trecutul unei țări și unei zone geografice, înveți să intuiești secrete, după care începi să le studiezi mult mai atent. Revenind deci la domnul George Simion și la AUR, vreau să spun de la început că nimeni pe pământul ăsta nu este 100% rău și nimeni nu este 100% bun. Suntem toți un sac, dacă vrei, de emoții combinate cu educație, cu interese de moment, cu interese pe termen lung și cu influențe din afară. Cred că există posibilitatea ca domnul George Simion să fi început pe o cale dreaptă, așa cum foarte mulți oameni încep pe o cale dreaptă, însă pe măsură ce activitatea sa politică a evoluat, mă tem că a încăput pe mâinile unor oameni mult mai pricepuți în ale politicii și, din păcate, departe cumva de interesele neamului românesc. Și vreau să spun lui încă de la început și tuturor celor care ne urmăresc și pe care îi admir pentru interesul lor și pentru implicarea în aceste subiecte, în aceste discuții, că este foarte, foarte greu de multe ori să te descurci în viață când ai de-a face, când ești un om de bună credință și ai de-a face cu profesioniști în manipulare, profesioniști în informație și profesioniști în dezinformare. Deci, bin se insinuează pe lângă tine, ușor se fac folositori, indispensabili par la un moment dat și deodată te-au învăluit și nu mai știi cum să ieși din poveste. Foarte mai ales adevărat. Dacă ești un pic șantajabil cu vreo chestie, ai dat-o în bară complet. Foarte adevărat și cred că aceste comentarii pe care le-ai făcut acum vin dintr-o experiență profundă pe care o ai cu, nu numai cu viața politică, ci cu viața de zi cu zi a oamenilor în mijlocul cărora trăim. Deci revenind la întrebarea ta, cred și am date certe în legătură cu asta că AUR a fost confiscat la un moment dat, în momentul în care s-a simțit nevoia lansării unui curent naționalist. Vom vedea astă seară care este diferența pe care o fac eu între suveranism, patriotism și naționalism, pentru că discuția noastră se va clarifica foarte mult. Deci, da, există posibilitatea ca omul George Simion să fi început cu intenții curate. Ne-l amintim din trecuturile luptei sale pentru Basarabia, pentru unire. Însă, pe măsură ce s-a rostogolit în spațiul public această poveste a naționalismului românesc născând sau suveranismul născând, datorită influențelor, cred că George Simion s-a pierdut pe drum. Țineți minte întotdeauna ce spun, nimeni nu este 100% bun, nimeni nu este 100% rău. Trăim în circumstanțe, unii suntem mai puternici, alții suntem mai slabi.
unii rezistăm mai bine, alții rezistăm mai puțin. Deci, înainte să aruncăm cu piatra, trebuie să ne uităm la fapte și să judecăm faptele, pentru că doar faptele ne vor spune în ce direcție mergem. Iubesc. Din când în când eu o să te mai întrerup, pentru că mai răspund și la câte o întrebare. Uh-huh. Au sesizat telespectatorii noștri că ai un accent aparte și întrebau ce naționalitate ai. Eu am spus la începutul emisiunii că este în direct din Marea Britanie, dar este român jet-beget și stă de foarte mulți ani în Marea Britanie. E românul nostru din diaspora. Nu e nimic altceva. Adică e român jet-beget. Ana Maria Ferraru, mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare foarte interesantă, pentru că îmi cer scuze tuturor, am uitat să mă prezint. Deci, așa cum spune lui, sunt născut, crescut și educat în București, într-o familie de naționaliști români curați. Am plecat din România cu munca atunci când aveam 35 de ani, acum am 55 de ani. Nu am emigrat pe motive economice, ci am plecat cu treabă, cum se spune. Am lucrat pentru mai multe persoane cu care m-am întâlnit în România la vremea respectivă. Deci, da, sunt român. Accentul pe care probabil că îl sesizați este datorat faptului că vorbesc extrem de mult în limba engleză. Sunt cumva captiv al spațiului britanic, pentru că lucrez pentru poliția britanică și pentru tribunalele din Marea Britanie ca și interfață între cetățenii români care au probleme și sistemul judiciar de acolo. Deci, dacă vi se pare că am un accent cumva schimbat, îmi cer iertare, să nu credeți că reprezintă altceva. În casă, la noi vorbim românește, familia, am mulți oameni din familie în România. Una din fetele mele, am trei fete, una dintre ele trăiește în Cluj, în România. Chiar astăzi, de fapt, a născut un băiețel, deci sunt bunic. Să-i trăiască, să-ți trăiască. Mulțumesc. Ești un bunic fericit, v-a să zic. Sunt un bunic fericit și iată, este un simbol extraordinar că astăzi vin în fața voastră, într-un moment foarte fericit al vieții mele. Și probabil că se vede pe fața mea că sunt așa ca un bostan care înflorește încet, încet. Deci da, accentul mi se datorează acestor mulți ani petrecuți în străinătate, însă sunt român. Sunt român jet pe jet și cu sufletul și cu mintea și absolut tot ce fac ține de neamul meu românesc. Da, după această paranteză să revenim pe șine, da, la discuția noastră. La aur și la George. Ca să trecem la fapte, să trecem la cifre, pentru că întotdeauna cifrele ne spun mult mai mult decât opiniile personale. Pentru că suntem oameni și putem greși, avem preconcepții, avem foarte multe percepții greșite. Primele semne de întrebare le-am avut în momentul în care am aflat că George Simion a stat alături cu Nicușor Dan la aceeași masă cu Alina Mungiu Pipidi. Nu știu dacă vă amintiți, în 2015 a fost înființată asociația aceasta România Curată, în care erau implicați toți globaliștii de mai ieri și care brusc vreau să facă ordine în țară. De acolo a pornit primul fir de investigație pentru mine, primul semn de întrebare, pentru că Alina Mungiu Pipidi a făcut parte din echipa de elită a intelectualității globaliste care a desantat în România imediat după lovitura de stat din 1989. Ea este un membru de bază al Fundației pentru o Societate Deschisă, a lui George Soros, finanțată de George Soros, așa cum știm toată lumea deja. Deci a făcut parte, bineînțeles, din echipa de încredere a Grupului pentru Dialog Social, păstorită de Andrei Pleșu, toți, absolut toți, având aceleași rădăcini globaliste incipiente. Acesta a fost primul pas, în primul moment în care am început să mă îndoiesc, sau mai bine spus să mă îngrijorez pentru George Simion, pentru că nu se legau declarațiile naționaliste cu alăturarea anturajul, exact. Și când spunem cu cine te împrietenești, ca să spun cine ești. Foarte deci adevărat. Nu era ok anturajul. Foarte adevărat. Toți care ne urmăriți astăzi aveți experiențe de genul acesta în viață. În momentul în care
una vi se spune și alta vedeți. Există un anumit al șaselea simț care vă ridică anumite semne de întrebare. Iar acesta pentru mine a fost primul. Luând, bineînțeles, în considerare experiența mea cu piața politică, cu spațiul politic românesc și cu îndoielile mari pe care le aveam în legătură cu abilitatea globaliștilor de a face bine neamului românesc. Apoi, creșterea fulminantă a lui George Simion și a partidului său AUR mi-a ridicat un alt semn de întrebare din punct de vedere statistic. Și de ce spun asta? În momentul în care studiezi un proces oarecare, primul lucru pe care îl faci este să te întrebi dacă este un proces normal sau este un proces organic. Organic. Dacă el crește. Mulțumesc. Organic. Mulțumesc, Luis. Exact, un cuvânt organic. Iată experiența ta cum vine să mă ajute și îți mulțumesc mult. AUR nu creștea organic. AUR nu avea prezență în teritoriu pe măsura lucrurilor pe care le auzeam sau le vedeam. Iar lucrul acesta a ieșit în evidență extrem, extrem de clar la alegerile din 2020. Repet, în seara aceasta vom discuta doar date certe. Eu sunt foarte, foarte atent cu cuvintele pe care le spun, sunt foarte atent cu cifrele pe care le folosesc, pentru că am o reputație și reputația aceasta este singurul lucru pe care l-am pe pământ. Și copiii, bineînțeles. Deci, în septembrie 2020, AUR mi se prezenta mie ca cercetător istoric ca 0, care 0,55, iar dacă o luăm pe segmente, ajunsese la 0,20, varia între 0,29 și 0,99. După doar două luni de zile, un partid nevotat de nimeni în teritoriu se prezenta la alegerile din decembrie și lua de 20 de ori mai multe voturi de la același electorat. Lucrul acesta, din punct de vedere statistic, este absolut imposibil nu numai în România, oriunde pe pământ. Și vreau să vă spun un lucru. Vă veți obișnui cu mine că nu vorbesc vorbe. Sunt foarte ancorat în fapte pentru că pe baza lor iau decizii în viață. Fac o foarte scurtă paranteză. Aici, în Marea Britanie, am avut o perioadă în care am condus echipe mari de oameni în domeniul hotelier. Și credeți-mă că n-aveam voie să iau nicio decizie decât dacă o aduceam la cunoștința șefilor mei pe bază de statistici, probabilități și riscul pe care îl vom avea pentru fiecare decizie. Am închis paranteza. Deci, iată-ne în fața unui AUR lipsit de prezență în teritoriu care lua 0,5% și după două luni lua 10%. Vă las pe dumneavoastră să găsiți motivele. Vă las pe dumneavoastră să citiți ce opinii doriți. Din punctul meu de vedere, acest lucru este statistic imposibil și poate fi explicat doar într-un singur fel. Și anume, gruparea a fost ajutată să intre în Parlament fără acest ajutor, fiind imposibil pentru ei să ajungă acolo. Și iată cum s-a născut în mintea mea al doilea semn de întrebare. Aveam deja două informații care nu se potriveau cu nașterea naționalismului în România. Și iată-ne începând criza sanitară, iată-ne începând convulsiile sociale, iată-ne începând crizele energetice și acest partid AUR începe să iasă în spațiul public și iată, vă veți obișnui deja că fac referință exclusiv la date care sunt foarte date publice. Iese în spațiul public la început cu o invitație a domnului senator Claudiu Târziu, nu Claudiu Târziu, un senator al lui, poate mă ajuți, Luis. Senator al lui, Lavric? Lavric, foarte, foarte bine, bravo, Luis. E a doua oră când mă ajuți. Modest. Modest. Da, deci Sorin Lavric a ieșit cu o declarație care pe mine m-a uluit. Și nu numai pe mine, pentru că am început să discut această revelație din punct de vedere al naționaliștilor cu mai multe persoane. Ce s-a întâmplat în acel moment? Senatorul Lavric vine și spune: noi AUR întindem mâna
tuturor intelectualilor români care vor să, să ni se alăture. Lucrul acesta se întâmpla prin primăvara anului 2021, deci la câteva luni de la alegeri. Foarte interesat de această inițiativă curajoasă, pentru că să nu uităm că în momentul în care intri în Parlament te înregimentezi unei discipline militare. Și vom vorbi despre asta când vom avea timp, ce se întâmplă în Parlament. Și iată-ne cu domnul senator Lavric, un om de la Vârful Aur, care începea să invite să li se arăture pe următorii. Repet, vorbim de lucruri certe, demonstrabile, găsibile în spațiul public. Domnul Lavric l-a invitat pe Mihail Neamțu să ni se arăture, acesta fiind omul de încredere al Monicăi Macovei. Perdeluța, la revedere. Perdeluța, țineți minte, cu Perdeluța n-am fost acolo, nu era o toaletă publică, noi salvam România. Deci omul care a stat alături de Traian Băsescu, discipolul lui Andrei Pleșu, foarte mulți dintre cei care ne privesc în seara aceasta și cei care vor urmări emisiunea în zilele următoare știu cine este Andrei Pleșu. Știu că dânsul este succesorul pe viață al lui Soros și la conducerea Fundației pentru o Societate Deschisă din România. Deci acesta era omul pe care senatorul Lavric, Aur, da? Reprezentantul de vârf al Aur, îl invita să li se alăture la doar 5 luni de la începerea activității parlamentare. Alături de Mihail Neamțu, domnul senator îl invita și pe domnul Adrian Papahagi, alt discipol al lui Andrei Pleșu, pe care acesta l-a școlit la școala aceea progresistă numită pompos Colegiul Noua Europa. Domnii Papahagi, Neamțu și Mihai Răzvan Ungureanu, fiind cei trei antiromâni care bagă capul în poză peste tot unde e rost de dat cu mizerii peste neamul românesc. Iată-ne deci, având două nume foarte sonore în mintea mea. Deci diapazonul meu naționalist deja rezona, ieșise din gama normală. Iar lor li se alătură pentru a încheia pleiada de staruri pe care Aur încerca să le aducă alături de ei, Teodor Baconski. Acesta fiind prezent în lista de onoare a celor finanțați de George Soros, Luis Baconski, vezi Paris, vezi voturi, vezi Băsescu, vezi... Exact, Luis, foarte bine. Ne completăm extraordinar de bine și mă bucur foarte mult că sunt împreună cu tine astăzi, pentru că discuția noastră are o tentă naturală, așa cum te vei obișnui cu mine. Deci eu sunt îndrăgostit de autenticitate, de lucrurile făcute sincer și deschis. Revenind, deci Teodor Baconski este prezent în lista de onoare a celor finanțați de George Soros prin fundații, ONG-uri, așa cum spuneai tu, care căpușează toată România. Dacă vreți să știți ce spunea Baconski despre Soros, spunea așa: banii lui Soros au contribuit pozitiv la deschiderea mentală a unei societăți claustrate și spălate pe creier de ingineria socială marxist-leninistă. Deci, domnii din Aur vroiau să se înfrățească la numai câteva luni cu Neamțu, Papahagi și Baconski, exponenții intelectualității globaliste de la noi. Și dacă asta n-ar fi fost îndeajuns, Aur a continuat pe tema aceasta, pe linia aceasta, anunțând tot în public, tot verificabil, nu vorbesc prostii, un pol conservator începea negocierile pentru formarea unui pol conservator în România cu cine? Cu PMP-ul domnului Băsescu, cu partidul M10 al Monicăi Macovei și, bineînțeles, cu românul naționalist Ludovic Orban. Sunt convins că cei care ne ascultă au o cultură politică îndeajuns de cuprinzătoare încât să știe că... Să facă respectivele conexiuni și respectivele să se uite puțin în istorie. Exact. Sigur, mulți pleacă de la Băse, mulți sunt datori lui Băse. De-a lungul mandatului lui, el a conservat oamenii ăștia. Absolut. El i-a lăsat să-și facă treburi, i-a ridicat, știi, după principiul ăla. Nu e bine, domnul Chestor. Nu e. Exact. Eu v-am pus în funcție, știi? Asta e, când te pune în funcție, trebuie să fii un fel de sclav. Dacă m-a numit în funcție, ce să fac? Să trăiești, să rămână.
capul plecat sabia nu-l taie. Din astea. Datorează bunăstarea lui și familiei lui. Deci să nu uităm, dragii mei, întotdeauna în tot ce fac și în tot ce facem și în tot ce vreau să faceți voi, raportați-vă la natura umană și la inteligența emoțională, pentru că oamenii sunt oameni. Oamenii sunt influențabili, șantajabili, se tem, sunt lacomi, încearcă să arate altora o altă față decât a lor cea autentică. Deci revenind, aceste trei personaje plus PMP, plus M10 al Monicăi Macovei, plus Ludovic Orban, deja începeau să creeze un cerc în jurul AUR, un cerc care n-are absolut nicio logică. Un partid naționalist trebuie să fie în primul rând urât de toată clasa românească, de politica românească. Da? Suntem toți de acord că România, având statut de colonie și fiind, vom vedea ceva mai târziu, controlată în amănunt pentru păstrarea statutului de colonie, ar fi trebuit să reziste cu mâinile și cu picioarele împotriva unui partid naționalist. Da? Dar iată cum acest partid naționalist decide să construiască un pol conservator, să se alieze politic cu cei mai îndoctrinați dușmani ai neamului românesc. Acesta a fost... Acum, paranteză, mutatis mutandis, intrăm în zonele care s-au, în, astăzi, în momentele care s-au petrecut, alaltieri, când? Luni. Luni. Ce zice tovarășul Helvig? Naționalismul să nu fie chiar extremism, exact. Dar naționalismul ar trebui împletit cu democrația, cu nu știu ce. Adică naționalismul e o chestie nașpa și ăștia democrații sunt buni. Și acum ar trebui să găsim o soluție, un mix ceva de genul ăsta. Nu, exact ceea ce spui tu că încercau ei atunci. Bă, noi care suntem naționaliști ne asociem cu unii care sunt niște progresiști, niște neomarxiști, niște ceva. Și iată ce iese. Dar nu le-a ieșit lor atunci, așa că se revine acum la această situație. Foarte adevărat, Luis. Și îți mulțumesc că ai adus vorba despre discursul prietenului nostru, domnul Eduard Helvig, pentru că vreau să spun un singur lucru. Cei ca mine citim discursuri în cu totul alte chei. Noi nu citim suprafața declarată, noi citim mesajele subliminale care sunt puse în text de experți în comunicare. Și ce am putut constata, sunt sigur că sunt foarte multe altele, dar după ce am studiat cu atenție discursul domnului Helvig, am observat trei mesaje subliminale extrem de periculoase pentru neamul românesc. Primul, așa cum ai spus tu, făcea o diferență dintre, sau mai spus, nu o diferență, alătura extremismul mișcărilor naționale curate din România, când acesta spunea nu trebuie să lăsăm naționalismul să fie apanajul doar al extremiștilor. Un cititor normal trece peste asta, nesesizând momentul în care vorbitorul a introdus o sugestie subliminală, iar acea sugestie era naționaliștii sunt extremiști până acum. Și n-ar trebui să-i lăsăm pe extremiști să fie naționaliști, să fim și noi naționaliști. Prima sugestie. A doua sugestie care a dat tonul discuției, mă rog, pentru cititorul avizat, a fost, cum spunea Luis, momentul în care acesta a spus, a adus vorba despre democrație și despre liberalism. În aceeași cheie subliminală, democrații și liberalii ar trebui să îmbrățișeze mișcările naționaliste. Sugestia subliminală fiind, până acum nimeni nu face asta. Și voi democrații, adică ăștia care au distrus țara de 32 de ani, voi liberalii, ăștia care au distrus industria și au vândut-o la străini, haideți mai fiți voi acum naționaliști, pentru că n-are cine, în țara asta n-are cine. Deci, adică mai mișcați puțin discursul ăla. Voi nu vedeți că 60% dintre români o dau cu naționalismul? Păi vreți să vă schimbe ăștia, să vă măture, să rezeteze toată scena politică, să ajungeți la șaibă și la mătură? Păi schimbați-vă, fraților, discursul. Eu cred că asta, și chiar aș vrea să te întreb, asta nu crezi că a fost ceva negociat la Bruxelles? Pentru că ei au avut un trend, s-au dus așa ca bou cu ăștia în gard,
Și deodată, când au văzut că au rămas fără electorat, o schimbă. Ai observat foarte bine, iar ce aș vrea să adaug este că în serviciile de informații, spun lucrul acesta având proprietatea cuvintelor și proprietatea informațiilor, nimeni nu iese să vorbească de capul lui. Începând cu șeful serviciului până la ultimul șofer. Nimeni n-are voie să spună un cuvânt fără aprobarea celor care controlează sistemul. Ieșirea lui Helvic a fost exact cum spui tu, Luis, a fost un semnal de alarmă pentru toată lumea din sistem. A fost semnalul care a spus, băi, ăștia care pierdeți teren în fața naționaliștilor, ce naiba faceți? Hai, confiscați mai repede cât ce mai aveți de confiscat, pentru că există pericolul și deja toți care urmăriți emisiunea vedeți că există voci în stradă care sunt capabile să transmită un semnal, să capaciteze strada și să o facă să creadă în el sau în ei. Și atunci Helvig a îmbrăcat mesajele subliminale care separau complet naționalismul de buna credință și a început să îndemne voalat pe cei petrădători să schimbe părul și nărav. Ajuns aici, vreau să fac o scurtă paranteză foarte, foarte importantă pentru toți care ne aud și pentru mine, care încearcă pe cât posibil să stea în fapte. Vreau să facem o distinție foarte clară între suveranism, patriotism și naționalism. Deci cu voia ta, Luis, nu o să dureze mai mult de un minut. De ce vreau să fac asta? Pentru că lumea operează cu concepte pe care nu le înțelege. Și pentru că aceste concepte nu sunt înțelese, manipulatorii se joacă cu noi cum vor ei. Haideți să vedem, foarte pe scurt. De ce sunt eu naționalist, mai întâi naționalist și după aia suveranist și patriot? Naționalistul întotdeauna luptă pentru neamul său. Patriotul luptă pentru teritoriul său, iar suveranul luptă pentru instituțiile statului său. Poate pentru cei care ne ascultă, distinția aceasta este cumva în ceață, însă pentru omul politic, pentru omul care este foarte atent cu nuanțele, este extrem de importantă. De aceea foarte mulți ticăloși se dau acum suveraniști, pentru că ei apără statul, ei apără instituțiile pe care le-au căpușat și pe care le controlează. Le este foarte ușor să vină astăzi să spună, eu sunt suveran. Apropo, industria română este terminată, capitalul românesc a dispărut și este căpușat și este controlat de străini, de pentru care acum vreau să fiu suveran. De ce? Pentru că vreau să controlez ce am furat. Nicio problemă. Patriotul luptă pentru teritoriu. Și foarte puțin cunosc faptul că patriotismul, deci, a apărut primul în lume. Naționalismul a mers mână-mână cu el în jur de 150 de ani, până când în secolul al XIX-lea au început mișcările naționale în Italia și în Germania și i s-a atașat o conotație negativă prin nazismul nazismul hitlerist. De aceea, închizând paranteza, eu sunt naționalist și voi vorbi despre nația mea, despre neamul românesc pentru care lupt. Voi fi suveranist atunci când statul român va fi în mâinile mele. Voi fi patriot atunci când teritoriul va fi sub controlul meu. Ok? Deci am închis această paranteză și iar de acum înainte, când mă auziți vorbind de naționalism, de suveranism, de patriotism, sunteți oameni informați și nu vă mai duceți după fente. Da? Helvig este suveranist astăzi. Nicio problemă. Poate să fie suveranist pentru că vrea să-i fie bine statului pe care îl controlează el. Da? Toată floarea globalismului devine suveranistă, dar nici unul nu vrea să fie naționalist. Nici unul nu vrea să dea putere și forță neamului românesc. Ok? Deci am încheiat această... Neamul românesc s-ar urca pe ei și ar spune la fiecare vânzare, combinație din asta care spoliază bugetul statului sau avuția națională, nu! Ori ei nu vor chestia asta pentru că ei sunt acolo puși tocmai să dea afară tot. Foarte de asta au cotropit toate instituțiile statului, le controlează și noi stăm și ne uităm la ei
de pe margine, ca simpli spectatori, cum ziceam. Foarte adevărat, foarte adevărat. De asta, fiți foarte atenți cu nuanțele, fiți foarte, foarte atenți cu cuvintele, pentru că probabil că știți de la emisiunile lui Lewis, pe care îl consider un om deosebit de educat și de experimentat, că cel mai trainic material de construcție este cuvântul. Oamenii care ies în fața voastră... Căci întâi a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Logosul. Foarte adevărat. Încă ceva. Serviciile folosesc experți în comunicare. Experți care își încep viața academică citind retorica. Da? Citind manuale de retorică. Ei știu că etosul, logosul și patosul fac parte din orice comunicare, iar în momentul în care începe să-i ascultați și vă place ce spun ei, înseamnă că și-au făcut temele și că știu exact unde este mesajul subliminal, știu exact când să vă facă să credeți în ei și știu exact care este cuvântul cheie care să vă tragă după ei. Da? Pentru cei care sunt mai tineri... De unde e asta, Bogdan? Să spui și treaba asta. Cambridge Analytica și toate lucrurile astea. Cum exact. Sunt inteligențe artificiale care stochează date, îți configurează profilul și atunci știe ce ți-ar plăcea să asculți, ce ți-ar plăcea să auzi. Aia absolut. Ți se servește. Absolut. Îmi pare foarte bine că ai menționat Cambridge Analytica, pentru că acesta a fost un studiu de caz în lunile în care am studiat. Am avut un scurt curs de politică la Oxford. Iar profesorul cu care am studiat, cu asta a început. Ce credeți voi că este politica? Și bineînțeles că am început tot să ne dăm cu părerea, să încercăm să apărăm în lumini cât mai culte în fața profesorului de la Oxford. Dânsul după aia ne-a spus, politica este exact ce vi se spune că este politica. Trebuie să ai o capacitate uriașă de analiză și de sinteză ca să decizi tu ce este politica. După care am început să discutăm despre Cambridge Analytica. Altfel rămâi napoleonian. Absolut, absolut. Și ești convins de ceea ce crezi. Deci nu te îndoiești nicio clipă. Și a folosit un exemplu foarte, foarte elocvent pe care vi-l fac cadou. Nu o să-mi ia mai mult de 30 secunde să vi-l explic și îl veți păstra cu voi toată viața. Ei spun că universul cunoașterii în capul unui om trebuie imaginat ca o minge. Cei care știu foarte puțin în viață au o minge a cunoașterii foarte mică și pe măsură ce începi să studiezi, această minge crește. Ei bine, îndoielile tale sunt întotdeauna circumferința cercului cunoașterii. Cu alte cuvinte, cu cât știi mai puțin, cu atât ai mai puțin îndoieli. Și cu cât știi mai mult, cu atât te îndoiești mai mult, cu atât ești mai circumspect și cu atât mai mult verifici de 10 ori înainte să tai. E socratică treaba. Absolut. De asta a spus Socrate când a spus știu că nu știu nimic. Mă rog, a fost interpretată în fel și chip. A fost preluată apoi de Platon, de discipolul lui. După aia, cu cât știu mai multe, cu atât realizez că nu știu nimic. Exact. După Platon, care i-a scris opera lui Socrate, care n-a scris nimic, Platon a continuat pe aceeași temă a cunoașterii nelimitate, care dă loc la îndoieli nelimitate, a ajuns la Aristotel, care a fost discipolul lui Platon, și s-a cristalizat în Alexandru cel Mare, care la 33 de ani cucerise lumea. Deci această triadă a antichității... Ei au fost doar gânditori, cei exact. Trei, iar exact. Macedon a fost deja omul care a acționat și a beneficiat de toată știința și cultura vremii. În momentul ăla nu era nimeni mai inteligent decât Aristotel, care deveni, iată... profesorul lui Macedon. Acolo este un moment ciudat în istorie. Mereu m-am gândit la asta. Eu, ca absolvent de filozofie, mereu m-am gândit. Zici că ceva, cumva, au fost puse cu mâna cele trei personalități filozofice și apoi persoana care s-a dus să cucerească Imperiul Babilonian. Este incredibil așa ceva. Nici cu gândul nu ai fi putut gândi la măreția împăraților babilonieni, gen Darius, Xerxes și alții. Un om care în 15 ani a trăit cât alții în 10 de vieți. La 18 ani a început Alexandru opera sa și la 33 de ani deja era
urma să rămână în posteritate. Mă bucur foarte mult că am făcut această scurtă paranteză, pentru că la mine, pe profilul, nu pe profilul paginii, pe profilul meu personal pe Facebook, exact ăsta este motto-ul. Scopul ultim al educației este acțiunea. Cu alte cuvinte, este foarte bine să știm lucruri. Este foarte bine să ne pricepem la multe, dar dacă nu facem ceva cu ce știm, trăim degeaba. Deci, revenim la Helwig, să închidem acest subiect. Helwig a ieșit cu ordin. Acel discurs, nu cred, nu am date certe, deci nu-mi permit să-mi dau cu părerea în mod cert, dar nu cred că a fost făcut de el. Cred că a fost minuțios pregătit de experții în comunicare. Bogdan, dar pot să-ți confirm eu că n-a fost făcut de el. Știi de ce? Nu știi de ce? Nu spune. Păi nu era în stare să-l citească. Foarte adevărat, foarte adevărat, foarte adevărat. Tu atunci când îți compui ceva, când faci un eseu, după aceea ai o ușurință absolut firească în a-l citi. Dar când altcineva îți face un text, trebuie să-l citești de vreo 10 ori ca să fii în stare să-l pătrunzi în esența lui și să-l poți reda printr-o lecturare cursivă firească. Dar el nu era în stare să-l citească. Absolut. Uite, genant. O observație foarte, foarte importantă, pentru că întotdeauna când ascult discursul, mă uit la intonația vocii, mă uit la cuvintele cheie care sunt folosite prin intonația vocii, iar la domnul Helwig nu am văzut așa ceva. A fost un mecanism de livrare, plictisitor. Exact, de livrare a unui speech. Lucru care nu se întâmplă atunci când ai ceva autentic de spus. Deci da, există o mare îngrijorare în sistem pentru, mă rog, în legătură cu nașterea acestei mișcări naționaliste, și se încearcă cu disperare înfășurarea unor falși suveraniști în tot felul de mantii. De acum înainte, și nu uitați un lucru, sistemul se perfecționează. Variantele de început sunt mai stângace, fac greșeli, fac gafe. Pe măsură ce o să vedem suveraniști noi falși, o să fie din ce și mai pricepus, pentru că sistemul învață din greșeli mult mai mult decât învățăm noi din greșeli. Și eu cred că sistemul va școli niște tipi foarte abili. Aș zice că dacă ar fi cât de cât condus de niște tipi inteligenți, ar ieși la interval cu niște tipi erudiți, care într-adevăr citesc, nu stau să se uite pe Google. Îmi vine acum în minte gluma aia cu ziaristul Ghilezan și cu, nu știu dacă ai văzut emisiunea lui Gușe, și cu Simion, când se duce la el și vede acolo niște consilieri care erau de fapt ai PSD-ului, ai PNL-ului, și zice, erau niște țuțări mă acolo de mâna a doua, atunci mi-am dat seama de ce era atât de prost consiliat. Dar zice că vor să facă un partid cu esență creștină și așa mai departe. Zice, bă, dar tu știi care sunt principiile unei doctrine eminamente creștine? Și ăsta zice, păi da, cum să nu? Verifică-mă. Și el îl întreabă, care e principiul subsidiarității? Zice, lasă-mă 5 minute. Și pleacă, vine, internet, probabil. Pleacă, vine și după aia zice, dar nu o găsesc pe Google. Și da. Vezi, asta spun și eu acum. Dacă ceea ce ai studiat nu rămâne în capul tău, sunt conexiuni pe care chiar nici Google nu le face de multe ori. Îți dă la căutări niște lucruri de care ai putea fi mirat. Nu sunt corelate, nu sunt făcute conexiunile, pentru că numai mintea umană poate găsi conexiuni adecvate pentru lucruri importante și interesante, aplicate într-un anumit context, într-o matrice, să zicem. Ori omul căuta subsidiaritate, vedea și el ce îi dă pe acolo, pe Google. Google nu înțelegea unde vrea să ducă cuvântul, pentru că subsidiaritate e un cuvânt destul de complex. Este complex. Multifuncțional, polisemantic și așa mai departe. Dar îți dai seama că el se vede, asta m-a frapat pe mine întotdeauna, se vede lipsa lui de studiu. Nu are niciun pic de erudiție, nu are un rafinament, nu are nu vădește lectură, în primul exact. Rând. Noi observăm din start oamenii care au un lexic mai bogat, mai asezonează cu ceva proverbe, maxime și cugetări. Mă, ăsta știe câte ceva,
a mai mișcat ce a făcut, litere, filozofie, istorie, drept, adică îți dai seama, la el, pe el nu-l aduci niciunde, nu-l găsești de niciunde, nu știi de unde să-l culegi, mă, de unde să-l culeg cu ăsta? Este foarte adevărat, Luis, ce spui și vreau să adaug la această observație extrem de pertinentă în legătură cu abilitatea de a citi oamenii, faptul că omul cultivat și inteligent întotdeauna, dar întotdeauna, vorbește la nivelul audienței. Omul cultivat și inteligent nu încearcă să se dea mare, nu încearcă să epateze, nu încearcă să stârnească admirația nemărginită a unui public care nu-l înțelege. Omul care vrea să spună ceva la nivel înalt, dar care are o audiență care nu este neapărat de specialitate, știe întotdeauna să modeleze un mesaj în așa fel încât lumea să înțeleagă exact ce spune, fără a folosi cuvinte pompoase, tehnici de specialitate și de genul acesta. Deci el a fost pus într-o situație dificilă, numărul 1. Numărul 2, nu a știut semnificația acelui cuvânt și mai ales numărul 3, neavând exercițiul lecturii și exercițiul studiului, nu a știut cum să iasă din această situație și și-a pus mâinile sus spunând, nu mă pricep. Da? Un om cu exercițiul polemicii, un om cu exercițiul și mai ales cu umilința greșelilor, da, putea să facă mult, să răspundă în multe alte feluri. Dar da, într-adevăr, este un om nepregătit, este evident pentru cei care îl ascultă și pentru cei care analizează și observă sărăcimea mesajului și ancorarea în anumite subiecte foarte, foarte, foarte limitate. Deci să revenim la oile noastre. Am vorbit despre Helwig și vreau să punctez. Da, uite, și la Helwig. Helwig a avut și el un parcurs, dacă pot spune așa, chiar academic. Nici la Helwig nu se vede, frate. Nu știu care e situația cu el. Situația este următoarea cu Helwig. Parcursul lui, la fel de fulminant, s-a limitat la școala Sörös. El nu a studiat neapărat istoria politicii. El nu a studiat geopolitică. El nu a studiat mecanismele intime de formare a statului român. Și atunci a rămas cu ideologia predată la școala lui Sörös. A început aproape de pe băncile facultății. La 21 de ani era deja racolat de Sörös. După care, după 21 de ani fiind racolat de Sörös, foarte rapid, în 2-3 ani ajunsese director de programe al societății deschise, finanțate de George Sörös, după care a intrat în sfera de influență a lui Mugurin Sărescu, căruia i-a făcut campania electorală și de care se declara foarte, foarte mândru. De aceea, nici Helwig nu este un intelectual pur, ci este un intelectual făcut de sistem pe modelul investiții minime pentru rezultate maxime. Indoctrinare, ce știe? Știe aia. Poate să ne servească scopurilor, poate, și cu asta la revedere. A trecut, domnul Helwig a trecut prin multe înainte să ajungă la SRI. Să nu uităm că a fost la PNL, să nu uităm că a făcut politică, a lansat partide. Deci, dânsul a fost ținut cu forța într-un sistem care se forma. Da, deci să nu uităm, să facem în câteva secunde, să desenăm această linie de timp care ne ajută. În România intra în NATO în 2004, după ce se căciulise începând din 1991. Fusese aruncată la coșul de gunoi în 1997, după ce făcuse compromisurile acelea uriașe și semnase un tratat cu Ucraina profund antiromânesc, în care Emil Constantinescu, președintele de atunci, împreună cu ministrul de externe de atunci, cu Adrian Severin, care probabil că juca un rol, au fost nevoiți să pună în scris lucruri pe care nimeni n-ar fi trebuit să le pună în scris, și anume să nu uităm că după desființarea Uniunii Sovietice, teritoriile românești aflate în teritoriul Ucrainei rămăseseră deschise la negocieri din nou. Ei, clar, bine, puteam să le luăm atunci. Puteam să le luăm. Puteam era măcar o fereastră istorică, putem spune așa.
dragule, de care n-am beneficiat, n-am fost stabil. Exact, puteam măcar să încercăm. Puteam să ieșim, să stăm drept, să spunem suntem un neam mic, dar mândru. Suntem un neam oropsit, dar experimentat și care nu ne lăsăm frații. Mai ales acum când se deschisese această fereastră de oportunitate uriașă. Deci, iată-ne, în 2004, deci în sfârșit, NATO ne face onoarea de a ne primi în sânul ei și imediat după aia, în 2007, Uniunea Europeană ne primește în sânul ei. Și observați un model, pentru că am început seara cu lucruri certe și vreau să o încheiem cu lucruri certe, iar oamenii care ne ascultă să înțeleagă despre ce vorbim. Până în 2004, România a fost o baltă disputată de foștii sovietici, de ruși, de americani, de nemți, de francezi, de se reorganiza geopolitic zona. Din 2004, tot circul s-a terminat. Din 2004, domnul Traian Băsescu a venit la putere. De fapt, n-a venit la putere, a fost pus la putere. Și din acel moment, totul s-a înregimentat pe model euroatlantic. Deci, garnitura lui Traian Băsescu înlocuia garnitura Iliescu, înlocuia perioada de tranziție și începea globalizarea în România. Începea pauperizarea, care fusese, bineînțeles, începută de Peter Roman, de Adrian Năstase, prin distrugerea industriei românești. Iar aici, lui, este rog mult, dacă uit să spun, vreau să vorbim un minut despre PSD, PNL, UDMR, USR și să explic oamenilor ce părere am despre ele, pentru că foarte multe mesaje pe care le-am primit în trecut au fost așa. Bine, bine, tot spui de AUR, dar de ce nu spui și de PNL? De ce nu spui și de PSD? De ce de ei nu spui nimic? De ce îi protejezi și nu știu ce? Deci, am închis această scurtă paranteză. Deci, ăsta a fost începutul. Iar în momentul în care s-a dat startul, am observat un trend foarte interesant și anume experții în informații, că despre asta vorbim în seara asta, în principal. Experții în informații din România. Așa am început, că serviciile, de fapt, exact, mișcă lucrurile din spatele scenei. Exact, exact. Deci, un observator atent a văzut o schimbare de direcție foarte clară și anume, dacă până în 1968 România era controlată și condusă de consilieri sovietici, pe care, de fapt, 1964, îmi cer scuze, nu 1968, în 1964. Deci dacă până atunci au fost vorba de consilieri sovietici care practic îndoctrinau serviciile secrete românești cu ideologia comunistă, după epurările din început în 1965, când Ceaușescu... Da, Ceaușescu a vrut să-i arunce afară din țară. Le-a dat-o la rădăcină în limbaj de cartier. Alexandru Drăghici, care era tartorele pe vremea aceea în sistemul de informații, a fost trecut pe linie secundară. A rămas în sfera Comitetului Central al Partidului Comunist Român, însă, Partidului Comunist Român, însă în niciun caz nu mai avea acea putere. Deci, dacă până atunci, spuneam, direcția era foarte clară, toți oamenii cheie din serviciile de informații trebuiau să fie educați de ruși, de sovietici. Observați din reacțiile și din limbajul meu că sunt extrem de riguros în ceea ce spun. Deci când spun sovietici, ruși, pentru mine e o diferență foarte mare. Și pe măsură ce ne obișnim unii cu alții, o să vă obișnuiți și cu felul meu de a gândi și cu încrâncenarea cu care stau în fapte și în date certe pentru a nu fi acuzat de opinii personale. Deci, dacă între 45 și 65-64 România învăța să se conducă prin consilierii sovietici, Ceaușescu i-a îndepărtat, dar imediat după lovitura de stat din 1989, a început reorientarea acestora către blocul euroatlantic. Iar vreau să vă dau o altă informație certă, prin care să înțelegeți exact ceea ce spun este ancorat în fapte. După orientarea României către blocul euroatlantic, la un moment dat, directorul de atunci al
FBI-ului, deci pentru cei care nu știu, Federal Bureau of Investigation, deci este vorba de serviciul de informații american pentru treburile interne. Da? Deci americanii au trei servicii mari, FBI-ul, CIA-ul și NSA-ul. NSA-ul. Deci FBI-ul se ocupă de treburile interne, CIA-ul se ocupă de treburile externe, iar NSA-ul se ocupă de securizarea și folosirea informațiilor din comunicațiile dintre state. Ei bine, directorul de atunci al FBI-ului, Robert Mueller, venea la București și vorbea cu directorul SRI de atunci, George Mayer, și spunea cu mare mândrie, atenție, mare mândrie, că în ultimii ani, da, lucrul acesta se întâmpla în 2010 sau 2011, deci la numai 2-3 ani, 4 ani de când România deraiase înspre Uniunea Europeană, mă rog, când spun deraiase, nu vă gândiți că sunt împotriva. Da, că e o nuanță peiorativă. Sau, exact. Da. Doamne ferește. Și a schimbat macazul propriu. A schimbat macazul. Ei bine, Mueller era foarte mândru și într-o comunicare oficială cu directorul SRI de atunci, cu domnul Mayer, care urma să fie ambasador în Statele Unite, spunea negru pe alb un lucru care pe mine m-a cutremurat la vremea respectivă. Spunea, în ultimii ani, peste 600 de ofițeri de informații români au fost antrenați de FBI. Deci, este vorba de o elită a informațiilor care apără neamul românesc și care a făcut școala la un cotropitor. Pentru că, să nu ne mai amăgim, țările nu sunt prietene, țările sunt aliate de circumstanță, aliate pe proiecte punctuale. Și iată cum Mueller ne informa pe noi că vârful de cei mai talentați ofițeri de la SRI făcuseră chiar școala la Quantico, în Virginia. Deci Quantico este Academia lor Națională de Informații. Crem de la crem. Ceilalți, bineînțeles, fiind pregătiți de FBI în centrele lor de la Budapesta și în altele din teritoriul european. Deci se schimbase macazul. Lumina venea din vest, dar venea din vest într-un fel foarte, foarte neproductiv pentru neamul românesc, pentru că dintr-o dată, din consilieri sovietici, începeam să avem consilieri americani și britanici. Nu există, și repet, tot pe fapte vorbim, tot pe statistici, tot pe istorii demonstrate, nu există stat suveran cu consilieri străini. Nu există așa ceva. Da? Există colaborări științifice, există colaborări economice, există contracte de schimburi comerciale, dar nu există în nucleul de informații un om străin. Și ajuns aici, Luis, vreau să adaug tot pentru un minut, tot cu date certe și tot din experiența mea, un lucru foarte important. Serviciile de informații știu absolut tot, fără doar și poate. Nu vreau să ne iluzionăm cu faptul că serviciile de informații la vârf nu cunosc absolut tot. În același fel, președintele unei țări dimineața la prima oră primește o mapă care are o sinteză făcută de cele mai strălucite minți din sistem, care știu istorie, știu geografie, știu natură umană, știu psihologie, știu filozofie, știu și ce o să facă președintele a doua zi, deși președintele încă n-a făcut ce o să știu ăștia că o să facă. Deci, prima prioritate a unui președinte naționalist este să protejeze sistemul de informații, pentru că sistemul de informații este singura apărare pe care statul o are împotriva dușmanilor din exterior. Da? Și iată-ne antrenându-ne, colaborând deschis și schimbând secrete cu un serviciu secret evident dușman intereselor neamului românesc. Și spun dușman nu fără acoperire. De ce spun dușman nu fără acoperire? Gândiți-vă unde era România la 1989 și unde este România acum. Vorbim de o Românie cu o industrie așezată,
o Românie cu o independență financiară extraordinară și știm foarte bine că în conturile de datoriile care urma România să le primească între anii 1990 și 1995 erau cel puțin 4 milioane de dolari de la firmele din Orientul Mijlociu, unde România ajuta construcțiile industriale. Plus, s-a dovedit mai târziu, nu am date certe, deci nu susțin lucrul acesta, nu vreau să rostogolesc zvonuri în spațiul public, dar am citit în anumite rapoarte că în conturile securității din decembrie 1989 mai erau încă multe miliarde. În curs de tranzacționare, tot felul de contracte cu centrele de comerț exterior. Deci, revenind la serviciile de informații actuale, ei știu tot, ei au surse nelimitate de bani, ei sunt protejați. Paranteză și întrebare. Crezi că acești consilieri americani, britanici, sunt de tipul consilierilor sovietici de pe vremuri, adică sunt la fel de agresivi, își impun punctele de vedere, trebuie să facem numai ca ei, cum vor ei, ce vor ei? Pentru că am citit în istorie, am studiat în anii 90, extrem de mult în legătură cu felul în care consilierii sovietici pe vremea lui Petru Groza și Dej după aceea aveau drept de veto cu privire la absolut orice acțiune care se făcea în România. Iar sovromurile alea erau ceva îngrozitor. Adică erau propriu-zis adevărate drene, se drena avuția națională prin sovromurile alea. Pleca tot la ruși, munceam pentru ei, pur și simplu, eram sclavilor. Și acum, dat fiind că s-au întâmplat atâtea lucruri, iată, ultima și cea mai gravă e vânzarea mintei. Dar s-a vândut tot, ce să ne mai întoarcem acum la Petrom în vremea lui Năstase sau la toate întreprinderile importante pe care le-a avut România, că nu toate au fost falimentare după execuția lui Ceaușescu. Unele erau chiar la concurență serioasă cu întreprinderi de marcă din Occident. Și atunci Occidentul sigur că avea un interes comercial și de concurență. Bă, voi trebuie să închideți chestiile astea. Dacă vreți să fiți ca noi, să fiți în echipa noastră, să nu știu ce. Deci zici că această infuzie cu acești consilieri nouă ne-a generat o problemă de decizie? N-a mai fost decizia noastră? A fost numai decizia lor ca pe vremea rușilor? Îndrăznesc să spun că da și am și pentru asta argumente. Deja cred că v-ați obișnuit cu mine că mă feresc să spun ceva fără să vin cu argumente. Nimeni nu este într-un loc fără interes personal. Consilierii sovietici au avut ca scop principal, ca obiectiv principal, să se asigure că România își plătește datoriile de război. Să nu uităm, probabil că mulți dintre urmăritorii tăi știu, pentru că știu că ai un public foarte educat, că România în 1946 a fost condamnată să plătească 300 de milioane de dolari Uniunii Sovietice ca și despăgubiri de război. Și timp de 8 ani România a plătit cu biciu la spate în produse românești această datorie. Consilierii sovietici aveau ca obiectiv principal să-i țină pe români cu biciu ca să-și plătească datoriile cât mai rapid. Nu întâmplător, deci, între 1944, deci asta se întâmpla undeva prin decembrie, deci când deja se făcuseră cărțile războiului, până în jur de 1952-53, consilierii sovietici s-au asigurat că românii plătesc. Făcând o paralelă, deci peste timp, consilierii americani și britanici se asigură în România că industriile lor câștigă și industriile românești pierd. De ce? În mod logic, dacă industria românească este aici, n-are loc industria americană, n-are loc industria nemțească, n-are loc industria britanică. Deci nu ai cum să accepti
ca și consilier într-un loc extrem de sensibil, da, pe cineva străin. Și vreau să vă mai dau un argument foarte important referitor la resursele naturale. Resursele naturale ale unei țări sunt secret de stat. Resursele naturale ale României, ale oricărei țări, de fapt, sunt subiect de siguranță națională. Iar resursele naturale ale României au fost cartografiate de timp de zeci de ani de experți geologi, iar acest dosar exista la momentul loviturii de stat din România. Corect. De ce au apărut consilieri? Pentru că nu banii erau importanți, ci dosarul care prezenta toate resursele României. Ăla avea o valoare inestimabilă. N-avei cum să evaluezi exact. Să nu uităm că România noastră este dăruită de Dumnezeu cu bogății uriașe, despre care știm sau nu știm. Și vreau să vă spun un singur lucru. Toată lumea știe și vorbește de Roșia Montană și toată lumea, tot spațiul public știe despre aurul și argintul de la Roșia Montană. Foarte puțină lume știe că bogăția de la Roșia Montană, conform unor studii geologice demonstrate, constă în metalele rare necesare industriei actuale. Și dacă aurul și sau nu aurul, dacă vi se pare că rezervele de gaze din Marea Neagră sunt foarte importante și sunt evaluate pe undeva pe la 4-500 de miliarde de dolari, undeva de euro, undeva pe la 2 sau de 3 ori produsul intern brut al României actual. Ei bine, aceste studii geologice vorbesc despre sume de peste 6.000 de miliarde în metale rare. Ce înseamnă 6.000 de miliarde? Gândiți-vă că România are întreg produsul intern brut 200 de miliarde. Deci noi practic am putea exploata 20 de ani, o generație întreagă, resurse naturale din vestul țării. Avem 150 de miliarde, am putea să le plătim în 2 ani, într-un an, 2. De aceea foarte mulți suveraniști sunt încrezători când spun da, putem plăti datoriile rapid dacă ajungem la putere. Pentru că se bazează pe cifre pe care probabil uneori nu pot să le facă publice. Deci, Luis, să închei întrebarea ta, pentru că așa cum ne-am obișnuit, suntem foarte ordonați cu subiectele pe care le abordăm. Consilierii sunt aici să controleze interesele țărilor. Nu o să ne ajute pe noi, nu? Nu o să ne ajute pe noi. Singurul lucru pe care îl fac să ne ajute este să ne țină la un anumit nivel economic, în așa fel încât să le putem cumpăra produsele. Da? De asta crește salariul mediu, pentru că n-are lumea să cumpere produse din import. Să nu ne imaginăm... Ca să ai ce să cumperi din marketurile alea ale multinaționalelor. Evident. Poți să-ți plătești telefonul, nu? Că tot la multinaționale. În Marea Britanie am avut o discuție foarte interesantă cu un director general al unei companii multinaționale. Nu-i dau numele pentru că nu facem reclame, nu vorbim, nu facem promovări și lumea deja știe că vorbim despre țara noastră. Iar acesta mi-a spus un lucru. Oricât de bun ar fi un produs al tău, dacă omul are bani să ți-l cumpere, nu-l cumpără. Și atunci, un producător profesionist nu se limitează la un produs, ci se încearcă pe cât posibil să creeze și piața pentru vânzarea produsului respectiv. Deci iată-ne cu americanii, iată-ne cu vestul euroatlantic, care are grijă de România exclusiv la nivel de veniturile pe care le pot lua. Și astfel, deci uitați-vă în jurul vostru și vedeți că molurile, benzinăriile, băncile, care bineînțeles că nu mai sunt cu capital românesc, toate nu fac altceva decât să ne ajute să cheltuim banii lor. Da? Deci, încheind, Luis, ce am de spus în legătură cu consilierii, din 2004 s-a schimbat direcția, avem consilieri străini de data aceasta pe direcția opusă și
serviciile secrete românești acum, da, și poate toată lumea să vadă lucrul acesta, nu ajută neamul românesc. Da? Nu trebuie să fii cercetător, nu trebuie să fii om al serviciilor și nu trebuie să fii vreo mafaldă ca să vezi că România a început de la zero și a ajuns la 150 de miliarde, că România în topul, în top 10, datorii, în top 10-ul industriilor importante, industriilor cheie de siguranță națională, primele 10 firme sunt străine, da? Și vă rog, toți cei care ne ascultați astăzi, mergeți pe net, căutați această statistică și vă veți convinge că nu vorbesc din cărți. Este vorba de un raport care s-a făcut în urmă cu câțiva ani și care arăta pe domenii de activitate care sunt primele 10 companii din țară. Și în afară de parcă Dedeman la vremea respectivă și parcă Banca Transilvania, nu știu sigur, nu rețin și nu vreau să vă mint. N-are acționariat românesc Banca Transilvania, îmi pare rău. Acum nu mai e nici așa. Are nume. Da. Deci toate astea nu mai sunt românești. Deci iată-le la 33 de ani, fără capital românesc care a fost pulverizat, fără industrie românească care a fost vândută sau distrusă și fără resurse, care resurse au fost cunoscute, dosarul probabil că nu mai este în țară de mult sau este copiat. Și noi românii nu mai avem acces decât la produsele finite pe care trebuie să le cumpărăm din țările consilierilor care sunt la ora actuală în țară. Deci acesta este răspunsul meu. Da, consilierii n-au cum să țină cu neamul românesc, pentru că dacă ar ține cu neamul românesc, n-ar fi aici. Da? Este evident. Da? Întrebarea însă de profunzime este alta, Luis. Cum este posibil ca un serviciu de informații românesc să accepte așa ceva? Pentru că este una să vorbim în termen de atac, de dușmani, pentru că toți suntem înconjurați de dușmani, și alta este să vorbim de trădători. Da? Nu am nimic cu dușmanii. Ei urmăresc binele neamului lor, cinstelor, onoarelor. Și vreau să vă fac o mică paranteză care să vă exemplifice lucrul acesta. Eu sunt un om foarte atent la nuanțe, foarte atent la simboluri. Și mi-aduc aminte că în timpul primului război mondial a existat un vânător neamț, un aviator neamț, un pilot de luptă neamț, care era extrem de priceput și care devenise spaima englezilor. Era numit Baronul Roșu. Cred că numele lui era, ajută-mă Luis, Richthofen. Cred că îl chema. Deci vreau să vă duce să vă uitați, e o poveste foarte frumoasă. Deci acest von Richthofen omorâse la englezi tot războiul și la un moment dat, deci repet, ăsta era asul aerului, da? Deci vorbim de primul război mondial când se lupta cu biplane și se trăgea cu mitralieră sau cu pistolul din avion deschis. Deci nu aveam cătare, nu aveam nimic. Ei bine, acest Richthofen era atât de priceput încât a doborât zeci și zeci de avioane britanice. Într-o zi, un avion britanic, deci acest Richthofen a făcut, Baronul Roșu a făcut o greșeală, un avion britanic l-a urmărit, a tras în el, l-a avariat, Richthofen nu a mai putut să mențină altitudinea de siguranță împotriva artileriei antiaeriene, a coborât sub plafon și a fost doborât și omorât. Ce s-a întâmplat? Practic ne aduce la povestea noastră, apropo de onoare și apropo de alte lucruri. S-au strâns la mormântarea lui zeci de piloți britanici care i-au dat onorul. În semn de respect. În semn de respect. Și de ce? Ce respectau la el? Respectau omul care luptă pentru neamul lui în mod onest. Da? N-aveau pretenții de la Richthofen să-i iubească, însă aveau respect pentru el, pentru felul în care luptase pentru neamul lui, nu felul în care trădase neamul lui. Revenind, deci, încheind această minunată paranteză istorică și revenind la noi, nu sunt interesat de dușmani. Eu sunt interesat de trădătorii mei. Da? Nu am arme de luptat împotriva trădătorilor mei, câte arme am împotriva dușmanilor. Și de aceea vin și mă întreb, serviciile române de informații, acești ofițeri
aceste efective operative care acceptă prezența străină, care văd dezastrul românesc și nu fac nimic de 30 de ani, ce sunt ei pentru neamul românesc? Această întrebare vreau să vă puneți absolut toți care ne urmăriți în seara aceasta, pentru că este una să ne uităm la serviciile secrete ca la niște supraoameni atotputernici, atotprezenți, atotștiutori, și alta este să ne spunem sunt niște nenorociți de trădători până la urmă. Da? Și vă spun asta cu toată proprietatea cuvintelor pe care le respect. Da? Nu am în acest moment, din nenorocire, niciun respect pentru capii serviciilor secrete. Făcând mențiunea, cu toată dragostea și cu tot respectul cuvenit pentru foarte mulți lucrători din servicii care își fac datoria de față de neam, față de țară și cărora le sunt recunoscător. Da? Deci nu, în această emisiune a lui Luis nu pictăm cu tușe groase. În această emisiune am luat un penel foarte subțire și mergem să colorăm anumite zone extrem de importante, ne uitând însă primele cuvinte pe care le-am spus când am început emisiunea. Nimeni nu este 100% rău, nimeni nu este 100% bun. Da? Și uite ce întrebare pune un om simplu care se uită la noi. Cumva exasperat. Bun, domnule, și ai noștri de ce nu pot face acest lucru să fim și noi uniți? Păi nu există interes, e simplu. Cum să fii unit? Doamne ferește, păi dacă ai fi unit, păi cuceri lumea. Luis, ca metaforă, să zicem. Domnul care folosește acest nume de cod, nepotul, și care a pus această întrebare, probabil că este în asentimentul multora dintre cei care ne urmăresc astăzi. Și vreau să-ți răspund ție, să le răspund și lor cu un lucru, să vă dau un răspuns foarte sincer, foarte deschis. Nu ne putem uni, în primul rând, pentru că nu cunoaștem mecanismele de luptă civică, și în al doilea rând, pentru că necunoscând mecanismele de luptă civică, despre care vom vorbi imediat, dușmanii noștri sunt foarte, foarte puternici, sunt la largul lor printre noi. Este incredibil de greu să te ridici într-o Românie căpușată ca o voce independentă, o voce curajoasă, o voce care este imposibil de șantajat. Și de aceea este greu să ne unim. Și încă ceva, o observație despre natura umană. Oamenii se iau după modele. Oamenii sunt temători, neîncrezători și încearcă pe cât posibil să-și urmărească propriul interes. Ca să aduci un om să se unească cu tine pentru o luptă foarte grea, este un lucru deosebit. Pentru că trebuie să-l convingi pe omul ăla că ești de încredere, că știi ce faci și mai ales că vrei să faci ce știi să faci. Da? Să nu uităm că educația în sine, care este propovăduită peste tot ca fiind cel mai important și unicul element în viață, educația în sine, spuneam, este doar o treime din triunghiul de aur al românismului, și anume educație, iubire de neam românesc și cinste, curățenie sufletească. Deci, degeaba sunt educat dacă sunt necinstit. Degeaba iubesc neamul românesc dacă nu sunt educat și habar n-am cum să-l ajut. Degeaba sunt cinstit și educat dacă neamul meu e american, pentru că eu nu o să fiu român. Eu sunt extrem de inteligent, eu sunt educat de cele mai strălucite minți. Am citit 7 cărți pe minut și vreau să vă spun aici o altă mică paranteză. Sunt oameni care citesc la un ritm de 800-1000 de cuvinte pe minut în serviciile de informații. Ca să faceți o comparație, noi toți, chiar și eu citesc puțin mai repede, dar nu la 1000 de cuvinte pe minut, dar marea majoritate a populației citește în jur de 100-150 de cuvinte pe minut. Deci este un om în informații care poate să citească în 3-4 ore 3-4 cărți. Este, bineînțeles, folosită la lucrări de sinteză. Este vorba de centralizarea unor informații peste noapte care se face. Se folosește și, bineînțeles, și softul care analizează cuvinte, le scot din context. Dar revenind la triunghiul nostru de aur, omul educat care nu este iubitor de neam românesc este o otravă. De asta,
lumea crede în cei care apar pe ecran și încep să vorbească frumos și arată bine, sunt foarte prezentabili, își pun și un costum, o batistă la lavaliere și încep să ne spună nouă cât de deștepți și cultivați sunt ei, iar poporul cade pe spate și îi crede, uitând să-i întrebe, băi, voi sunteți și români? Și dacă sunteți educați și români, sunteți și sinceri? Înțelegeți? De asta se creează întreg spectrul trădării. Unii sunt educați, dar sunt ticăloși. Alții sunt needucați, dar sunt buni și sunt inutili. Și sunt șantajabili sau controlabili. Da? Alții sunt temători, alții au schelet în dormitor și uite așa se țese. Aici ai atins punctul cel mai sensibil. Din nefericire, majoritatea oamenilor puși în funcții cheie sunt șantajabili. Au niște scheleți în dulap acolo și cu ăia sunt manipulabili ca niște păpuși de cârpă. Asta e nenorocirea. Am ajuns în țara asta să ne întrebăm de multe ori, pe ăsta cu celor aveam la mână de l-au pus ministru nu știu unde. Adică poziții cheie, poziții importante. Poporul s-a trezit, e adevărat, pentru că odată cu începerea pandemiei a mai stat și el în casă și s-a apucat să citească, să mai butoneze pe internet, bun și Google-ul ăla decât nimic. Și lumea a zis că a devenit conspiraționist. În realitate, poporul a început să facă niște conexiuni. Bă, stai puțin, dacă ăla spune așa, dacă acum 5 ani spune așa, dacă acum 10 ani, aici mă refer la agende, Davos, chestii, 2020, 2030, bla bla, oamenii au început să se uite. Bă, dar ăștia au prevăzut niște lucruri, ăștia aveau niște planuri, ăștia au pus la cale de zeci de ani lucrurile astea. Și noi aflăm și noi acum culmea, pentru că ne-au închis în casă și nu mai avem ce face. Adică, dacă tot avem timp, hai să studiem și noi problema, să ne uităm un pic în istoria recentă. Și uite așa s-au trezit, acum după o perioadă de timp, după ce mainstream media ne-a făcut varză și a zis că noi colportăm tot felul de fake news-uri și bla bla, iată că observăm cu stupoare că oameni care sunt în mainstream media și care ne făceau pe noi varză mai ieri, acum au același limbaj, inclusiv cel naționalist. De asta ce mai zici? Se schimbă garda naționaliștilor și apar fake naționaliștii care vor înlocui naționaliștii autentici, dacă putem spune așa, că și printre ăștia, iată, avem niște mici nedumeriri, dacă nu cumva unele sunt mai mari, pentru că ei au bani, au televiziuni, au resurse, au partide, pe cum ar fi să pui acum unul în fruntea PSD-ului și unul în fruntea PNL-ului, oameni carismatici, mișto, care vin cu un pic de erudiție, un limbaj drăguț, lexicul bogat și să lucreze așa pe feeling-ul poporului. Doamne, România, suveranitate, cu tare. Păi ăștia în 2024 votează PNL-PSD cu mâinile, uite așa. Uită tot ce s-a întâmplat, uită de restricții, de toate nebunile. Foarte adevărat. Foarte adevărat. Zici foarte bine și ce îmi place foarte mult este că atingi punctele sensibile într-un fel foarte, foarte precis. Și vreau să spun la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Nici un om de calitate nu acceptă să ajungă în vârful unui minister dacă știe că acolo onoarea lui este în pericol. De ce? Oamenii de calitate au un singur bun pe pământul acesta, onoarea lor, reputația. Banii îi fac și îi pierd. Sănătatea o pierd și o recâștigă. Norocul îi ajută în viață în fel și chip. Însă, reputația este moneda lor de schimb atunci când viața capătă o turnură foarte, foarte rea pentru ei. Și atunci vine cineva și spune, vreau să te pun ministru. Unde? La sănătate. Ce ai făcut tu până acum? Am epilat, doamne. Dar țin cu partidul. Sunt un om extraordinar, de bun, sunt de încredere pentru voi, nicio problemă. Un om capabil, un profesionist desăvârșit, pune întrebări foarte diferite. Cine mă controlează? Ce bugete am? Care sunt punctele sensibile? Care este responsabilitatea mea personală și în fața cui? Cine mă ghidează din afară?
care sunt lucrurile pe care care mi se vor cere să le bag sub preș. Ce semnături voi avea de dat pentru a acoperi fraude trecute pe care să le iau pe numele meu. Imaginați-vă un om de onoare acceptând un astfel de post. Nu se întâmplă așa ceva. În schimb, se întâmplă foarte ușor cu oamenii care sunt zerouri. Oamenii care au nevoie de un post din varii motive. Oamenii care altfel nu fac nimic decât pe aceste posturi, decât servind aceste mâini din umbră. Deci, ca să-ți răspund, Luis, cei care ajung la putere într-o țară, într-o colonie, în niciun caz nu sunt oameni de onoare, pentru că oamenii de onoare, mă refer la neamul românesc, nu acceptă așa ceva. Nu accept să faci parte dintr-un cabinet Orban dacă ești un om de onoare și știi ce urmează să fii întrebat sau să știi ce ți se va cere. De aceea, din punctul ăsta de vedere, este evident, cei care ajung la putere într-un regim de colonie sunt oamenii colonialiștilor. A doua întrebare și mai mult ca sigur un punct foarte important al discuției noastre de astăzi, apropo de naționalism, apropo de șansele naționalismului, apropo de viitorul naționalismului, trebuie discutat într-o cheie la fel de pragmatică. De ce? Pentru că lumea este obișnuită să se entuziasmeze repede, să acționeze emoțional și să creadă că e ușor să-i preiei puterea. E ușor să faci ordine în țară. Da? Și sunt dator ție, pentru că am un respect foarte mare pentru tine, și sunt dator celor care ne urmăresc în seara aceasta, pentru că fiind la emisiunea ta, dovedesc un interes pentru neamul românesc pe care foarte puțini îl mai au astăzi. Vreau să explic într-un minut ce înseamnă un program concret de renaștere națională. Pentru că nu ai cum să speri la ceva bun în mod amatoristic, în mod heirupistic. Da? Cum văd eu, de exemplu, o abordare pragmatică? În primul rând, extrem de important este ca omul să știe ce vrea. Vreau puterea. Ce e aia? De unde o iei? Cine o are? În ce fel poți să o iei? În ce fel se exercită puterea? Și atunci propun, da, pentru următoarele 5 minute probabil, să fac o descriere pe scurt și pe înțelesul tuturor a unui model de luptă civică naționalistă care să ajute, să nu ridice speranțe care să cadă în colbul străzii la primul protest. Să nu ducă oamenii pe o direcție pe care, cum să vă spun eu, să nu ducă oamenii pe o direcție înfundată, dar pe care să o afle că e înfundată după alegeri. Așadar, noi naționaliștii români vrem puterea. Ce trebuie să știm noi este că puterea este deținută de elite. Mă bucur foarte mult, Luis, că am început discuția despre servicii, pentru că urmăritorii noștri vor înțelege acum mult mai ușor și discuția va veni mult mai fluid de acum înainte. Elitele sunt de trei feluri în orice țară. Elite economice, elite politice și elite militare. De aceea, când vrem să ne luăm țara înapoi, nu știu dacă ați observat pe internet, tot circulă discursuri în care lumea are două marote. Să ne luăm țara înapoi și să-i luăm cu coasa la fugă pe hoți. Ce vreau să vă spun eu acum. Am, da? O prietenă care umblă cu furca. Cred că mai repede ea cu furca, da? Da, da, da. Așa. Am urmărit acel moment din piață cu ochii profesionistului care a trăit aici și știu ce înseamnă armele albe. Și știu care este reacția statului în momentul în care cineva aici în Marea Britanie nu ai voie să ai la tine în mod legal pe stradă nimic ascuțit care are mai mult de 7 centimetri. În momentul în care ai la tine orice șoșurubel. Și la o lamă s-ar putea să existe, da? O problemă. Și ești arestat. Deci nu se pune problema. Deci ai o șurubelniță în mașină sau ai un cuțit în mașină pe care îl folosești să tai slana, te ia la poliție, ești interogat, ți se dă avocat și ai tras. Pățăști. Așa, deci,
dacă vreți să vă luați țara înapoi, în acest moment, am o veste mai puțin plăcută pentru voi. N-aveți nicio șansă. Nu, deci vă respect mult prea mult ca să vă îmbăt cu apă rece. Vă respect mult prea mult pe toți ca să încep să vă spun eu sunt deștept și eu fac și drag și dacă îmi dați mie încredere, eu vă aduc soarele de pe cer și vi-l pun în palmă. Habar n-aveți și habar n-am avut nici eu până am început să adâncesc acest subiect. Ce înseamnă elita? Și nu numai ce înseamnă ea, cât de mulți fac parte din această elită. Și vom lua România, pentru că despre România noastră iubită vorbim. Ce avem? Elita economică, politică și militară nu înseamnă Ciucă și Iohannis și Sărescu, care își face vie la el pe domeniu și Ciucă nu știe să citească două rânduri, dar are doctorat, iar Iohannis aruncă paltonul pe mașină și se duce la schi. Și de-aia noi suntem ăia care să avem ceva împotriva lui. Elita în România este reprezentată de șefii economici, politici și militari, împreună cu consilierilor, împreună cu analiștilor, împreună cu familiile acestora și împreună cu absolut toți prietenilor direct interesați în bunăstarea produsă de ei, de elite. De aceea, când vorbim de elite începând de astăzi, vreau să vă gândiți la 3-4 milioane de români care sunt direct sau indirect conectați la ugerul elitei puteri. Ce înseamnă asta? Asta ne aduce pe undeva pe la 20% dintre votanții permanenți pe care îi vedeți. Nu mergeți la vot. Pentru că au interes precis să meargă la vot și să voteze cu X PNL PSD, să-și păstreze privilegiile, să rămână pe salariile alea, pe avantaje, pe consilii de administrație, pe agenții, pe ministere, pe inspectorate, pe... și lista poate continua. Foarte adevărat. Este foarte important ce ai spus acum, pentru că practic leagă ce descriu eu în limbajul de zi cu zi al omului care ne ascultă. Acești 20% țipă suscitare, nu mergeți la vot, votul e inutil. Tot timpul votăm aceiași oameni, nu avem opțiuni, rău mai ca mult. Ca să se ducă ei și să-i voteze tot pe ea. Exact. Singurul rezultat al absenteismului este o marjă mai mare de fraudare a votului. În momentul în care votează 100%, suntem 10 milioane și votăm 10 milioane, marja de fraudă este redusă la voturile de la urne. Dacă suntem 10 milioane și mergem 2 milioane la vot, serviciile au la dispoziție 8 milioane de voturi care se joacă în ce fel vor ele. Revenind, avem 20% de oameni care votează non-stop, iar ăștia sunt elita românească. Și repet, îndepărtați-vă de figurile de ceară pe care le vedeți și le numiți elite, pentru că nu ei sunt elitele. Ei fac parte din marea masă care reprezintă elita în orice țară. Și dacă dracul nu era atât de negru pentru neamul românesc, vin să vă mai adaug și un rucsac în spatele lui. Și anume, elita românească este sprijinită, promovată și protejată de elita străină care a transformat țara în colonie. Ce înseamnă elita străină? Specialiști FBI, specialiști CIA, specialiști MI5 și MI6 din Marea Britanie. Și ca să deja începem să înțelegem despre ce vorbesc. FBI este pe informații interne, CIA-ul pe informații externe, MI5, MI6 sunt pe același model. Da? Informații externe, informații interne și externe. Deci, iată-ne, românii mei dragi, în fața unui munte potrivnic neamului românesc. Cine sunt eu, Bogdan Vasile Chelu de la Londra, să vină să înceapă să vă spună, lasă-mă că știu eu, mă pricep. Și ajung în fața unui munte de oameni deștepți, oameni pregătiți, oameni dușmani neamului românesc, care sunt împotriva mea cu absolut toate sursele puterii și pârghiile puterii. Deci, dacă asta este elita împotriva căreia luptăm, haideți să vedem cum putem lupta. Pentru că ascult la nesfârșit aceleași lozinci.
ascult la nesfârșit ce rău ne facă ea și ce supărați suntem noi. Dar întotdeauna ne oprim cu discuția în momentul în care trebuie să spui, băi, și ce faceți, mă, frate? Știți cum suntem noi? Suntem ca băiețelul ăla de la școală, care în fiecare zi era la pumn de șmecherul clasei și care le spune la toți, băi, mă bate ăla de mă rupe și sunt foarte supărat pe el, după care pleacă acasă. A doua zi vine iar îl bate ăla, iar se supără, iar pleacă acasă. Și ajunge la 18 ani, bătut, supăr și supărat. Dar atât. De aceea, haide să fără nicio inițiativă. Fără nicio inițiativă, da. Deci omul e bătut și supărat și rămâne bătut și supărat. Da? Și era bancul ăla. Era bancul ăla pe vremuri cu tipul ăla care vine în... Era la modă western, știi, în România. Cred că ți-aduce aminte în anii 80. Că n-aveam alte filme. Și ne uitam și noi la western, știi? Alea nu mai erau la modă de mult, dar atâta ni se dădea nouă până în cinema. Până când au apărut videocasetofoanele și cine putea mai vedea niște casete. Și apare un tip într-un salon de ăla și dă la o parte... ușile alea batante, un whisky! Și pac, bea un whisky și când iese afară, nu mai e calul. Și ăia râdeau de el, știi? Toată lumea râde de el. Ce ai făcut, mă? Ai zis că ești și tu șmecher și ai intrat în bar aici și ai rămas fără cal. Dacă în o singură oră nu apare aici calul, fac ce a făcut tata. Ăștia toți nebuniți, nu știu ce. Băi, mai e jumătate de oră. Dacă nu aduceți calul, fac ce a făcut tata. Ăia speriați acolo, era omul fem pe poziție, nu știu ce. Vine unul, i-aduce calul. Se urcă ăsta pe cal și dă să plece. Dom'le, dar din pură curiozitate așa, ce a făcut tatăl dumneavoastră? Ei, ce a făcut? A plecat pe jos acasă. Înțelegi? Deci... deci da, așa, da, și noi. Așa și noi. Exemplul pe care îl dădeai tu. Ei bătaie toată ziua, pleci acasă, ești supărat și ajungi supărat și bătut toată viața ta, toată pentru viața. Că ce? Că n-ai nicio inițiativă. Aș lega actually, de fapt exemplul meu cu bancul tău, spunând că dușmanii ne fură calul de sub fund, da? Și singurul lucru pe care îl facem este să ne supărăm, să mergem pe jos acasă. Da. Noi nu suntem atât de vigilenți ca ăla care... da. Da. Să burzuliește așa un pic și zice, bă, fac ce a făcut tata. Adică asta a fost doar mișcarea lui Rareș Bogdan când s-a dus să spună, vrem în Schengen acum. Deși Schengen, eu nu știu, ce mai e Schengen ăsta? Îți spune că e Schengen. Schengen, mai e vreo șmecherie să faci parte din Schengen acum? Pentru ei da, pentru că în momentul în care se deschide Schengen, poate să plece românii și în Schengen. Până acum n-au plecat decât în restul țărilor. Da. Se deschid granițele, mai pleacă și românii care vor în țările tari de acolo, din miezul Europei, să plece și acolo. Apropo de Rareș Bogdan, o mică paranteză simpatică. Știți că toți că el a spus că în 3 zile, dacă ajunge la putere, desfințează pensiile speciale. Enormitate, pentru că din punct de vedere constituțional, deocamdată n-ai cum să faci asta. Și ce s-a întâmplat? Acum ieri sau alaltă ieri, am intrat la el pe pagină și tocmai spunea de Schengen că băi, că le dădea cu pumnul masă și le făcea și le dregea. Și am adăugat și un comentariu micuț acolo care a adunat foarte multe râsete. I-am spus, dacă Rareș Bogdan nu ne bagă în Schengen, dracii vă ia pe toți și vă desfințează și vă o pensiile speciale. Da. Da. Deci, iată, exemplul pe care l-ai dat este foarte bun. Acest fel de discurs prinde, dar în gol. Deci este vorba de un concept gol de conținut. Da? Deci de la Titu Maiorescu a început să pătrundă în mentalul colectiv această teoria formelor fără fond. Da. Exact. Și tu o știi foarte bine, bineînțeles. Vorbim și spunem și dregem și noi știm și noi da, și de acum ce facem? Lasă că mai vorbim noi. Da? Și așa e. Așa văzând și făcând, știi? Asta e o strategie a noastră genetică aproape, văzând exact. Și făcând. Noi să nu ne facem vreun plan. Nu, noi nu, să nu punem la punct înainte de acțiune ceva nou, văzând și făcând. Mergem ca bou cu ăștia în gard. Noi suntem prea ocupați să ne doară măseaua ca să mai luăm un calmant. Deci stăm cu mâna la falcă și
statul cu mâna la falcă ne ocupă tot timpul și nu mai avem timp să scoatem mâna de sub falcă, să o punem pe medicament sau să mergem la doctor. Deci, revenind, dacă vrem să luăm puterea, trebuie să știm ce e puterea, trebuie să știm sursele puterii, cu alte cuvinte, cum se creează puterea și pârghiile puterii, deci cum se exercită această putere. Și vreau să priviți această scurtă prezentare în contextul întrebării lui Lewis și preocupării lui constante. Îl urmăresc emisiunile cu religiozitate și văd că el continuă să-i întrebe pe toți: bine, și ce facem? Bine, și încotro ne îndreptăm? Bine, și ce șanse avem? Bine, și cum se poate face asta? Și mulți oameni se împiedică la aceste discuții pentru că devin mult mai concrete. Și oamenii sunt maestri în definiții, dar începători în fapte. Deci, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Practica ne omoară, iar asta este o zicală foarte potrivită românilor. Deci, foarte pe scurt, naționalismul în România trebuie să se profesionalizeze. Sună cumva urât pentru teoreticienii fini ai fenomenului, însă, credeți-mă, la nivel operativ, trebuie să știi ce faci. Nimeni nu spune un ciocan în mână și un cui dacă nu te învață la început unde să-l bați și cum să-l bați și cum să te ferești să nu-ți dai cu el peste degete. În același fel, naționaliștii români trebuie să se profesionalizeze pe aceleași modele pe care le vedeți în stradă. Globaliștii sunt profesioniști. Da? Globaliștii știu ce fac, știu să dea cu ciocanul în cui, înainte să înceapă să discute despre natura lemnului și dacă e de fac, e mai prost decât ăla de stejar, dar unde-i ciocanul? N-avem acum ciocan. Unde-i cuiu? N-avem cui. Dar știm despre lemn să vorbim. Deci, haideți să vedem așa. Ce trebuie să știți voi foarte clar este că puterea poate fi creată din nimic, de oricine, oriunde și oricând. Nu vă temeți de stăpâni. Stăpânii au fost mici și și-au creat putere înainte să fie mari. Deci, trebuie să știți așa. Sursele puterii sunt forța fizică. Nu vreau să intrăm în foarte multe detalii tehnice, însă vreau să vă schițez o metodă concretă de luptă. Sursele puterii sunt forța fizică, banii, marile mase de oameni și toate astea, la rândul lor, pot crea putere, da? Din nimic. Cum se pune puterea în funcțiune este prin pârghii, prin organizații, prin rețele, da? Prin toate ONG-urile alea care piperează spațiul public. Astea sunt pârghiile prin care puterea, organizațiile, prin propagandă, da? Mass media. Deci, pe de o parte avem sursele prin care ne putem crea puterea, pe de altă parte avem pârghiile prin care ne putem exercita puterea creată. N-am auzit încă în spațiul public, vorbindu-se despre așa ceva, n-am auzit de planuri de luptă civică care să ia în considerare un acord coerent între aceste elemente. Și deci, în momentul în care vine cineva și spune vreau să ne luăm țara înapoi, reacția mea de naționalist profesionalizat în lupta națională este următoare. Împotriva cărei elite te lupți? Milioane, 3-4 milioane plus stăpânii din exterior. La cine e puterea? La ei. Ce surse de putere au ei? Au bani? Au. Au legea de partea lor? Au. Că ei o fac. Ei o fac, ei o încalcă, ei o ignoră. Au media? Au media? Au. Care e bază? Deci ei își diseminarea informației, bază, în orice. Propaganda, da? Propaganda este o pârghie de putere, nu este sursă de putere. Și încă ceva, vreau să vă lămuriți o dată pentru totdeauna, pentru că lucrul acesta vă face foarte vulnerabil. Familia, biserica și școala nu sunt surse de putere. De aceea, elitele pot să facă ce vor ele cu școala, cu familia și cu biserica. Pot să le atace în fel și chip. Acolo este doar rezistența neamului românesc.
prin asta suntem noi nemuritori. Însă și ele, și ele sunt la fel de vulnerabile pentru că nu sunt surse de putere. Nu sunt surse, nu sunt pârghii și deci sunt ținte. Deci, vrem să ne luăm țara înapoi? Sunt de acord, vreau și eu să-mi iau țara înapoi. Hai să vedem ce surse de putere are elita, ce surse de putere avem noi. În primul rând, elita are toate sursele de putere. Da? Elita poate să facă orice vrea ea. Da? Are toate pârghile de putere. Are organizații, are rețele, are propagandă, are bani cu nemiluita. Nu uitați că banii are sunt... Are inclusiv bugetul statului, îți dai seama. Banii tortul sunt cel mare. Exact. Banii sunt sursă de putere. În momentul în care începeți să judecați profesional, începeți cumva să traduceți acțiunile. Eu când vorbesc cu cineva și îmi spune mă duc mâine, duminică la ora 2 m-am dus și până la ora 5 am dat jos și gata, să termine tot. Eu vin și spun, bine, te cred, dar timp de 32 de ani oamenii ăștia și-au creat rețele. Deci au creat o elită, iar tu, fără surse, fără pârghii, tu ai la dispoziție doar marea masă de oameni care sunt 5.000. Segmentați, da? Nu se creează masă critică pe stradă, vreau să e vă mai mult acit acțiunea lor. Vreau să vă descriu o metodă de apreciere a mulțimii din stradă pe care am folosit-o aici în Marea Britanie la un protest anti, nu COVID, anti restricții. Echipe de analiști fotografiază locul și în funcție de specificul de țară, adică care este media de greutate, care e media de înălțime a oamenilor, apreciază dinainte câți oameni sunt în locul acela. Și în funcție de câți oameni sunt în locul acela, distribuie forțele de ordine. Cu alte cuvinte, serviciile secrete românești știu exact câți oameni intră în alveola centrală din Piața Victoriei. Știu exact care sunt punctele de afluire, da? Știu exact care sunt bulevardele, știu exact care sunt ieșirile, știu exact chiar și fluxul pe secundă, în așa fel încât să știe, înspre Piața Victoriei se îndreaptă un grup de 300 de oameni, dintre care 2, 3, 4 dintre oamenii noștri au făcut deja 3 fotografii, știm care sunt capii pe lângă ei, protejații, na-na-na. Deci, la nivelul ăsta se discută. Vreau să vedem noi naționaliștii ce pârghii de putere avem și ce surse. Ce surse avem? Bani avem? N-avem. Suntem toți vai de mama noastră. Și când spun noi nu am fost lăsați să ne dezvoltăm de-a lungul anilor. Absolut. Noi nu suntem în război de ieri cu ei. Noi suntem în război de când ne știm. Noi ne-am născut în război direct. Da, am fost parașutați direct în conflict. Pentru că orice chestie pe care o vedeam în neregulă, o semnalam. Da, în timp ce alții o înghițeau. Eu o semnalam, alții o înghițeau. Tu la fel. Da. Să nu uităm un lucru foarte, la fel de important. Spațiul românesc vorbește de revoluție. Iată încă un cuvânt care definește amatorismul spațiului public. De ce? Într-un studiu foarte interesant care a fost finanțat de Cambridge și de Oxford, Marea Britanie, un grup de experți în istorie revoluționară au dat definiția revoluției. Și iar revoluția înseamnă cu totul altceva decât crede românul. Românul crede că revoluția vine să-l ia pe Iohannis, să-l dea la o parte și pe Ciucă. În realitate, revoluția înseamnă schimbarea instituțiilor statului, complet schimbarea lor. Revoluția a fost în 89 și după aceea a fost confiscată. Exact. Exact. Ea a fost făcută în esența ei, exact. Doar că nu a emanat liderii corecți, liderii care... Foarte adevărat. Și era Iliescu, era liderul Revoluției sau Petre Roman. Asta era o glumă. Exact. Sau Brucan. Putem vorbi de Iliescu, putem vorbi de Roman. Îi cunosc nu personal foarte bine, ci cunosc trecutul lor și sunt convins că vom avea o emisiune în care vom spune lucrurilor pe nume. Dar vreau să stăm acum cu modul operativ în care putem face noi ceva pentru țară. Deci revoluția înseamnă schimbarea instituțiilor politice, instituțiilor statului. Vrem asta? Nu. Nu. Noi suntem o țară democratică, da? Vrem să rămânem democrați? Da. Păi atunci hai să nu mai vorbim de revoluție. Da? Revoluția nu
schimbă instituții. Revoluția schimbă instituții și oameni. Noi vrem să-i schimbăm oameni pentru ca neamul românesc să preia controlul țării. În al doilea rând, revoluția nu se face fără elite. Da? Nu există furca de la 1907, atunci când și-a făcut intrarea intempestivă în viața politică Nicolae Iorga. În timpurile noastre este vorba de o necesitatea unei elite. Și atunci, ce avem noi? Dacă bani n-avem, dacă forță fizică, da, să trimitem poliția peste cineva, nu avem. Ne avem pe noi înșine. Da? Noi, masa de oameni, poate crea putere. Aceasta este una din sursele de putere, masa mare de oameni. De asemenea, avem idei. Ideologia, așa cum am văzut ceva mai devreme în discuția noastră, care îmi place la nebunie pe de altă parte, cuvântul zidește. Așa cum Luisa a citat foarte, foarte frumos, cel mai trainic material de construcție este cuvântul. De aceea noi avem idei. Noi putem începe să construim o ideologie care să se rostogolească în public și să devină magnetul, să devină liantul care să scoată masa în stradă. Dar deocamdată n-am făcut nimic. Să nu credeți că până acum am făcut ceva dacă scoatem masa în stradă, pentru că, repet, din punct de vedere științific, protestul, masa de oameni este sursă de putere, deci creează putere, dar trebuie să facă ceva cu ea. Cum îți exerciți puterea se referă la pârghii. Deci ce avem, ce pârghii avem? Avem noi propagandă? Observați cu câtă greutate iese Luis în spațiul public și doar dragostea voastră pentru el face să ajungă mesajul lui la cât mai mulți dintre voi. Însă este ecranat, boicotat, sabotat, câte și mai câte, da? Chiar în momentul în care ajung anumiți invitați la el la emisiune, unii dintre ei încearcă cumva să o tragă pe felia lor, indiferent de subiectul emisiunii. Deci, avem la dispoziție câteva locuri de propagandă, micuțe, vulnerabile și pe care până la urmă noi trebuie să le protejăm de sistem. Da? Avem ONG-uri? Foarte puține. Eu personal am căutat cu lumânarea ONG-uri naționaliste în România. Da? Și am făcut asta în momentul în care, deci vă întrerup o secundă, domnul sau doamna Dani Bălan, voi avea o poziție despre Călin Georgescu imediat, dacă lui este de acord cu mine, bineînțeles. Sigur, da. Că... De asta am și pus întrebarea pe ecran. Deci promit că în momentul în care termin acest expozeu în legătură cu profesionalizarea naționalismului, mă voi referi la domnul Georgescu. Deci, avem câteva canale de propagandă, avem idei, avem o cauză, da, în spatele căreia ne putem ralia cu toții. Și cam asta avem la început. Suntem o mână de oameni, cu bune și cu rele. Nu uitați, nu suntem 100% buni, nu suntem 100% răi. Avem o mână de jurnaliști independenți, curajoși, pentru că nu uitați, jurnaliștii au nevoie să trăiască. Familiile jurnaliștilor au nevoie de bani, au nevoie de respect, au nevoie de toate lucrurile de care și noi avem nevoie. Da? Nu trebuie să ne ducem la jurnaliști cu poala întinsă și deschisă, cerând, fără să dăm nimic de la ei. Trebuie să-i sprijinim pe ei, pentru că ei sunt, iată acum pentru că ne pricepem, o pârghie a puterii pe care vrem noi să o creăm. De aceea, având la dispoziție aceste puține pârghii, trebuie să ne limităm la ele și să încercăm pe cât posibil să accedem la sursele de putere pe care le au ceilalți, elitele, și anume la bani, la forță, da? Și facem asta pe măsură ce creștem, pe măsură ce oamenii au încredere în noi să ne financeze. Da? În România este o nu teamă, o rușine să vorbești de bani. În România este o temă tabu în care, hai mă, ăla vrea bani, înseamnă că nu avem încredere. Nu, oamenii care vor bani, vor să facă ceva cu banii aia, da? Dacă ai încredere în oamenii aia, trebuie să-i sprijini cum poți. Da? Nu spun să dați bani acum pe toate drumurile, da? Vreau să începem să vorbim profesionist, da? Vreau să ne profesionalizăm ca naționaliști, da? Deci,
avem extrem de puține surse de putere, avem și mai puține pârghii. Și atunci, cu cine ne batem? Cu elita care le are pe toate și care este sfătuită, consiliată de cele mai strălucite minți ale dușmanilor care ne-au transformat în colonie. De aceea, Alice Andrei... Îți place întrebarea asta? Da. Mi-a plăcut. A fost bună asta, nu? Am văzut pată, da. Deci, domnișoara sau doamna Alice Andrei, îmi cer scuze dacă vă spun domnișoară și sunteți doamnă sau doamnă și domnișoară că nu vă cunosc. Cum putem lua banii elitelor? De aproape două ore explic. Dar ce vreau să vă asigur, domnișoara sau doamna Andrei, banii elitelor îi putem lua într-un singur fel, într-un singur moment, în momentul în care vom merita și în momentul în care vom deveni noi elite. Dar ca să devenim elite, trebuie mai întâi să înțelegem ce este elita, ce este puterea, ce este sursa de putere, ce este pârghia de putere. Și de îndată ce știm toate astea, trebuie să ne gândim dacă vrem să pornim pe drumul acesta. Pentru că nu uitați, educația este, scopul ultim al educației este acțiunea. Da? Deci nu cred, sincer, că există altă cale decât calea profesională. Și cum se poate face asta? Oameni pregătiți teoretic din punctul acesta de vedere, care știu cum să creeze surse și să se folosească de pârghii, trebuie să se prezinte foarte agresiv în formă unei echipe complete de oameni de ispravă, cunoscători și care să vină în fața oamenilor, în fața noastră, a tuturor, ca o garnitură completă pe față în oglinda clasei politice actuale. Avem un ministru al energiei, vreau un ministru al energiei naționalist. Avem un ministru al sănătății, vreau un ministru al sănătății naționalist în umbră. Așa numitele guverne din umbră nu sunt întâmplător puse acolo. De ce? Alegerile nu se câștigă la urne. Alegerile se câștigă în cei 4 ani de până la urne, în timpul în care oamenii te cunosc, în timpul în care faci ceva, în clipa în care vorbești într-un fel, în clipa în care omul spune... Ăla e un om bun la sănătate și uite ce face și uite cum poate să facă lucrurile astea. Nu cred, și o spun asta cu tot respectul pentru cei care abordează lupta politică deocamdată așa, nu cred, spun, că ținerea la păstrarea la secret a unei echipe de specialiști ajută foarte mult. De ce? Este lăudabilă intenția de a-i proteja de sistem. Însă nu uitați un lucru, omul sincer este imun la sistem. Omul sincer, omul care nu poate fi șantajat, omul care are încredere în puterile lui, poate să răsfoare și în stâncă. Da? Sistemul încearcă, evident că încearcă. Și sunt sincer cu voi, a încercat și cu mine, și doar nu vă imaginați că un om în poziția mea nu a fost încercat de sistem. Și culmea este că sistemul nu a încercat să mă aracoleze în România, ci în Marea Britanie. Da? Vom vorbi despre toate lucrurile acestea. Nu este foarte mult de spus, nu este o poveste extraordinară, nu este James Bond. Este o simplă constatare ca să se potrivească cu discuția noastră. Deci, această garnitură de oameni trebuie cunoscută, trebuie asumată, iar responsabilitățile lor trebuie să fie individuale. Cu alte cuvinte, vreau să am lângă mine o echipă care știe cum să creeze o sursă de putere, vreau să am lângă mine o echipă care știe cum să identifice pârghiile prin care se exercită acea putere creată de mine și mai ales acești oameni vreau să fie excepțional comunicatori și excepțional organizatori. Pentru că aceste două, comunicare și organizare, sunt verigile lipsă pe care de cele mai multe ori se sprijină toate eșecurile. Deci, iată un tablou foarte pe scurt în care este vorba de oameni care știu ce fac, dar care știu ce fac din punct de vedere al luptei civice și nu al teoretizării la nesfârșit a situației pe care de altfel o știm cu toții. Da? Cum ar fi fost în seara asta să vin să vă spun că sunt gropi pe stradă? Ce ați fi zis? Băi, du-te mă și te plimbă. Deci eu de 30 de ani am grop pe stradă. Îmi spui tu că am grop pe stradă? Cum ar fi fost să vă spun că guvernul vă fură? Ar fi fost lipsă de respect din partea mea. Sunt aici ca să
punem împreună ceva practic la cale. Da? Dar ca să pui practic la cale, trebuie să știi ce faci. Și anume, deci, există, trebuie să fie această echipă care trebuie să fie la vedere, trebuie să promoveze agresiv un adevăr propriu. Sunt de acord și sunt un om îndeajuns de în vârstă ca să accept că există în politică acest așa numitul compromis, că există colaborări de circumstanță, că există momente în care faci și ce nu prea îți place să faci. Însă, trebuie să știm că în momente de criză, singura ieșire este adevărul. Oricât de urât ar fi, oricât de umilitor ar fi, oricât de greu ar fi de acceptat. În lumea academică, în lumea celor care plănuiesc cincinale din punct de vedere al evoluției unui stat, se cunoaște foarte bine ciclul de dezvoltare și anume, oamenii puternici creează societăți puternice. Societățile puternice nasc oameni slabi, pentru că nu mai au nevoie să se apere. Oamenii slabi creează societăți slabe, după care se întoarce ciclul și ajungem la societățile slabe care, prin nevoie, creează din nou oameni puternici. Deci iată-ne pe o roată a evoluției care ne face din nou puternici, pentru că tot ce vă dau în seara asta sunt bucățele de cunoaștere care o să vă ajute enorm în viață. Da? În momentul în care cineva vine și vă spune România are creștere economică 4% și suntem noi, ăia, miezul din gogoașă, întrebați-vă unde ne aflăm, în ce stadiu al statului slab cu oameni slabi, statul puternic cu oameni slabi, în care suntem. Și îndrăznesc să spun, pe baza cunoștințelor mele, că ne aflăm în acest moment în stadiul unui stat slab care are nevoie să creeze din nou oameni puternici. Și îi va crea, vă promit. Pentru că asta este legea firii, altfel nu se poate. Da? De asta am sărit ca ars când am auzit deja voci în spațiul public ieri alaltă și răs alaltă spunând suveranismul a murit, am avut un protest de 5 ore și gata, asta e semnalul. Nu avem nicio șansă să facă pasul în spate liderii, gata, am pierdut. Nu e adevărat. Acele voci sunt vocile sistemului care vor ca suveranismul să n-aibă șanse să treacă din fragedă pruncie în perioada de copilărie. Da? Deci, ca să încheie acest subiect, avem nevoie, dacă vrem o mișcare națională eficientă, avem nevoie de următoarele. O clasă naționalistă profesionalizată, numărul 1. Numărul 2. O echipă transparentă și care să spună adevărul cu duritate și cu forță. Și numărul 3, din punct de vedere operativ, avem nevoie, oricât de imposibil ar părea, oricât de hilar ar părea, să monitorizăm agresiv toate cele aproape 20.000 de secții de vot în ziua votului. Știu că acest subiect va deschide foarte multe paranteze, foarte multe opinii. Am studiat îndeaproape sistemele electorale, cunosc exact unde se fură, cunosc exact în ce fel se fură, știu că este imposibil să elimini complet frauda, însă la fel știu că poți să o aduci la între 3-5%. De la 20-30%, de la voturi furate cu sacul, de la filmări care nu sunt luate în seamă de nimeni, da? Se poate ajunge la un nivel în care, într-adevăr, prezența la vota naționaliștilor să încline balanța. Deci, Luis, da, naționalismul are șanse, naționalismul de-abia începe să crească. Și cu cât vezi oamenii sistemului că îi cântă prohodul mai mult, cu atât să fii convins că este frică mare acolo, e deranj mare. Da? Deci, astea ar fi în legătură cu naționalismul. Acum spune-ne de Călin Georgescu că am primit 40 de întrebări, cred că, în sensul ăsta. Ok. Sau mai multe. Cum ești? Ce părere ai despre el? Ai colaborat vreodată cu el? Ai avut vreun dialog, vreo discuție? Eu l-am avut la emisiuni de multe ori. Da. Am sesizat o oarecare atenuare a discursului lui, a mesajului lui, după povestea cu Zelea Codreanu, după gafa făcută, fiind sub, știu eu,
patronajul Simion în aur în vremea aia. Se discuta despre acea propunere că ar dori să fie președinte de onoare al aurului și am observat acest stil al liderilor sau al celor care stau în spatele lui Simion. Ideea pe care ai enunțat-o și tu ceva mai devreme, să atragă oameni. Cumva să sugă din notorietatea lor, din imaginea lor și după aia să-i arunce ca pe niște cârpe. Am senzația că ceva de genul ăsta s-a întâmplat cu Călin Georgescu. S-a dus acolo, a fost tot ok și au făcut campanie cu Călin Georgescu, premierul nostru. L-au luat, l-au învârtit, l-au sucit și când a scăpat porumbelul la un moment dat, domne, Zelea Codreanu e un patriot, au sărit câteva site-uri, stai domne că ăla e un criminal, că a făcut cadres, nu intrăm în discuția asta, ea fiind o discuție istorică, poate am să o fac vreodată cu câțiva oameni de marcă, specialiști, istorici, să stabilim odată ce e bun și ce e rău în trecutul lui și nu numai al lui, dar el a fost executat în planul imaginii. Și la revedere. Și acum lumea se întreabă ce-o fi cu Călin? Unde e Călin? Ni s-a părut un om de calitate. Alții au zis, domne, e un mason, domne, clubul de la Roma, domne, nu știu ce, domne, unde a fost, ce a făcut, cum de a apărut deodată. Mă rog, el nu a apărut deodată, avea emisiuni încă de prin 2013-14. Adică, știi, uneori oamenii care nu sunt atenți la detalii vin la un moment dat și spun: da, unde a fost ăsta, mă? Și tu ești pe net de mult timp. Dacă nu te invită nimeni la televizor, nu e vina ta, că tu ai avut puncte de vedere. Sigur, nu ne-am cunoscut, nu am dialogat. Astăzi a fost prima oară când am făcut eu rost de numărul tău de telefon și te-am sunat și am avut prima dată un dialog noi doi. Deci poate părea ciudat potrivirea dialogului dintre noi ca și cum ne-am cunoaște de o viață. Dar realitatea este cea care este. Nu putem să inventăm, vai, mă cunosc cu Bogdan de un secol sau ceva. Nu! Tu spuneai, nici n-am știut acum, am aflat și eu în emisiune. Spuneai că te uitai la emisiunile mele, eu m-am uitat la niște videouri, niște postări ale tale și am zis, băi, uite, un tip articulat care vădește oarece erudiție și știe ce spune, neapărat trebuie să-l invit și eu la o emisiune într-o zi. Când m-am hotărât, a fost întâmplător, astăzi te-am sunat și asta e toată povestea. Deci nu e altceva, nimic în plus de spus. Acum nu știu care este relația ta cu Călin, la fel și cu Călin a fost aceea situație, îl vedeam de ani de zile, fusese invitat pe la emisiuni, a venit pandemia și l-am invitat și eu pentru că avea un discurs destul de pertinent și percutant și adecvat și naționalist și de bun simț în timpul pandemiei și atunci a avut un impact mult mai mare decât avusese până la momentul ăla. Acum, din păcate, e cumva pe un tobogan în cădere de la acel moment mediatic, dacă îi putem spune, nefericit. Acum, ce părere ai tu? Da, Luis, deci voi fi foarte direct, foarte onest. V-ați obișnuit deja cu mine. Îți voi răspunde la obiect, simplu, sincer și foarte, foarte concis. Înainte să încep să vorbesc despre Călin Georgescu, vreau să te confirm pe tine, nu ne cunoaștem, eu cu tine nu ne-am cunoscut decât astăzi, direct, și de obicei în viață lucrurile autentice se întâmplă într-un mod foarte simplu. Nu trebuie negocieri, nu trebuie intervenții, nu trebuie convingeri, sunt oameni care asta simt, asta fac. Și exact asta s-a întâmplat și cu mine astăzi. Nu ți-ascund faptul că sunt extrem de precaut cu imaginea proprie și extrem de precaut cu oamenii care sunt în jurul meu. Iar faptul că am încredere totală în tine și în audiența ta, care este extrem de numeroasă, vorbește volume despre tine.
despre tine ca om, despre tine ca profesionist de presă, pentru că, repet, sunt extrem, extrem de precaut și știu multe despre oameni. Da? Ce știu despre tine este că ești un om sincer. Da? Pentru mine asta este un punct uriaș. Ești un om, un profesionist desăvârșit, un profesionist simplu care merge pe calea lui. Deci am încheiat această paranteză pentru că ai făcut aceste comentarii, m-am simțit obligat să spun lucrul acesta. Despre Călin Georgescu. Dacă vă amintiți, în urmă cu ceva timp, am început să-l descriu pe George Simion prin prisma experiențelor și cunoștințelor mele în legătură cu ce a făcut el, cu ce a spus el și ce s-a întâmplat în jurul lui. De ce? Pentru că personal sunt și eu la fel ca voi, eu nu pot să am opinii despre un om în aer și tind să sap foarte mult și să nu iau suprafețele pe care le văd la televizor. Ce știu despre Călin Georgescu? Și repet, vă las pe voi să decideți. În primul rând trebuie să știți că nu-l cunosc personal, nu am vorbit cu el vreodată și absolut tot ce vă voi spune acum se bazează pe ceea ce cunosc concret, ce a făcut, ce știu din surse de informații deschise. Da? Se numește OSINT în limbajul profesionist. Da? Open Source Information. În primul rând, trebuie să știți că domnul Călin Georgescu nu a căzut din cer. Domnul Călin Georgescu nu a ajuns înalt funcționar la Clubul de la Roma din cer. Nimeni nu ajunge din cer. Ar fi culme. Exact. În afară vii de niciunde și te pune cineva. Exact. Pur și simplu, șef peste ceva. Când vorbim de Clubul de la Roma și de Clubul de la Roma, varianta românească, vorbim de Mircea Malița, vorbim de Iliescu, vorbim de Isărescu. Aceasta este compania lui Călin Georgescu. Deci, da, a spus că era mentorul lui. Malița este mentorul lui, da? Da. Deci Călin al nostru nu a căzut din cer în structurile de forță ale globaliștilor, pentru că nu uitați un lucru. Vorbim de o pânză de păianjeni și de un păianjen care stă în mijloc. Aceasta este globalismul. Iar Comisia Trilaterală, Organizația Bilderberg, Consiliul celor 300, Clubul de la Roma, toate aceste denumiri, da, inclusiv masoneria, care este deja o glumă aici în Marea Britanie, de exemplu, e nu neapărat o glumă proastă, dar este în văzul tuturor. Da? Este ceva public. Vrei să, da, și se sprijină unii pe alții, uneori chiar și penal. Am văzut un documentar pe Discovery, da. Tip care făcuseră niște infracțiuni îngrozitoare, erau scoși de masoni pe considerentul că e frate de-al nostru, ce să facem acum, trebuie să-l salvăm, că exact. Asta e. Deci n-aveau nicio logică, nicio morală, exact, de respectat decât frățietatea lor. Deci avem un bărbat la 35 de ani care ajunge în mijlocul unei organizații globaliste. Umăr lângă umăr. Mulți ani în urmă. Da, deci acum are vreo 50-60, cât are, probabil că avea 35 la vremea respectivă, 30, deci era tânăr. Un om care probabil la Revoluție avea undeva pe la 20 de ani, deci cam în 10 ani, da, s-a calificat să stea lângă Mugur Isărescu, să stea lângă Ion Iliescu, să stea lângă Malița. Oameni grei în economia sistemului. Am început așa pentru a vă invita să gândiți la fel cum gândesc eu. Dincolo de vorbe, dincolo de percepții. Acest om și-a început cariera în România lângă un personaj pe care personal îl consider profund antiromânesc, și anume Petre Roman. Petre Roman este, pe numele său Neulander, este tatăl NKVD-istului Neulander, cel care a venit pe tank în România, cel care a fiul lui Neulander. Ai zis tatăl. În ce scuze, fiul. Deci, dacă cei care cu Ana Paucăr și compania. Absolut.
Cei care își amintesc începuturile dezastrului învățământului românesc în România își amintesc de un nume, și anume Dolphy Dreamer, cel care a înființat o universitate particulară în România și de care Călin Georgescu a fost apropiat. În același timp, deși avem, iată pe același calapod pe care judec oamenii, încep să fac legături. Îl avem pe Dolphy Dreamer, îl avem pe Petre Roman, avem pleiada celor din Partidul Democrat. Pentru că nu uitați un lucru, România, așa cum este acum, nu are decât un singur partid. Iar acest partid este partidul care se numește FSN. Da? Iar Călin Georgescu a fost apropiat de sursele de putere atunci, în anii 90, când FSN-ul se spărgea în FDSN, controlat de Hrebenciuc și de Năstase, de Ion Iliescu, la care s-au adăugat Hrebenciuc și Năstase, și pe partea cealaltă, unde apărea Călin Georgescu al nostru, PD-FSN, adică Petre Roman, la care s-au, cum se zice, în engleză e bolt-on, s-au sudat Băsescu și Stolojan. Deci, Călin Georgescu al nostru... Două echipe din aceeași FSN. Care da. Niciuna nu era pro-România. Exact. Deci, Călin Georgescu creștea într-o emulsie inițial amestecată de FSN și apoi separată în FDSN pe partea Iliescu și PD-FSN, care se prefigura partea occidentală. Deci, aceste două, deci urmăriți această schemă, pentru că totul vi se va părea mult mai ușor mai târziu. Avem FSN-ul explodat în FDSN și PD-FSN, viitorul Partid Democrat, după care cele două se metamorfozează în PDSR și PDL, iar în PDSR, dacă țineți minte, sau cei mai tineri nu știu, apărea Iliescu cu Năstase, echipa de aur, care urma să dea atâtea trădări României, iar pe partea cealaltă Băsescu cu PDL-ul lui, da? Udrea, Boc și toată echipa de zgomote. Deci, când Roman n-a mai fost util, a fost sacrificat pentru Băse. Absolut. Pentru că Băse i-a furat partidul de sub picioare, i-a tras ca preșul. I-a absolut. Tras preșul de sub picioare și l-a trimis în decor. Hai, pleacă de aici, că tu ți-ai făcut datoria, acum urmez eu. O observație excepțională, Luis, și îți mulțumesc foarte mult. De ce? Pentru că oamenii care ne ascultă trebuie să se obișnuiască cu ideea că în lumea globalistă premierii sunt puși pentru scopuri discrete. Când spun discret, mă refer din punct de vedere științific, scopuri specifice. Așa cum l-am avut pe Orban pentru instaurarea dictaturii sanitare, a plecat. După care a venit Câțu pentru instaurarea sclaviei monetare, deci a făcut datoriile, a plecat. Împrumuturile. Iar în momentul în care sistemul a auzit că începe conflictul în Ucraina, bineînțeles mult înainte decât am aflat noi muritorii de rând, a apărut Ciucă. Se știa. Exact, evident. La anumite nivele, treaba cu războiul era știută aproape în cele mai mici detalii. A venit militarul care execută ordinele întocmai și la timp. Deci noi suntem. Și acum vine energia. Ia uite ce se întâmplă. Da. Militarul, dacă execută ordinele, e bun și să vândă energia. Bine, să aleagă praful de tot în țară. Pentru că se știe că ei nu sunt politicieni de lungă durată care să aibă onoarea. Ei sunt oameni, ei sunt ca bateriile, da? Îi folosești, arunci. Și cum am zis de multe ori eu, sunt în politica americană câteva idei, principii importante. Unul dintre ele este the legacy. Ce moștenire las eu? Congresmenii ăia, senatori, cu tare, nu știu ce, au obsesia asta. Bă, frate, eu am fost senator de nu știu ce stat. Eu trebuie să las aici, fac biblioteci, zgârienori, nu știu ce, autostrăzi, domne, eu m-am ocupat pentru oamenii mei care m-au ales, nu știu ce, eu am făcut chestia asta. Deci asta e moștenirea mea. Mă, la noi nimeni n-are nicio moștenire. Nimeni nu poate să vină unul să spună, bă, eu am făcut o autostradă, mă. Eu am făcut un spital, mă. Eu am făcut nu știu ce. Nu, n-au nicio treabă.
Ei doar au vândut. Ei n-au făcut, ei au vândut. Exact. Părerea mea, și sper că veți fi de acord cu mine, este că doar oamenii care au onoare vor să lase ceva după ei. Cei care nu au onoare plutesc în funcție de cum bate vântul. Deci, am revăzut, deci, revenind la Călin Georgescu, da? Că vreau să discutăm așa cum ne-am obișnuit, foarte structurat, și să închidem parantezele foarte repede. Călin Georgescu este întâlnit, apare în momentul în care se forma noua clasă politică post-decembristă și apare în tabăra unor oameni care au vândut industria românească. Nu uitați că Petre Roman a supervizat privatizarea. Băsescu a pulverizat flota României. Da? Toți, dacă ei pe rând, sunt oameni în jurul cărora... Năstase s-a ocupat de Petrom, de resurse. Petrom, da? Și n-a dat numai lanțul de benzinării, ci și resurse în subsol. Absolut. Deci, iată anturajul lui Călin Georgescu. Iată oamenii care l-au ridicat pe Călin Georgescu. Repet, el n-a căzut din cer la Clubul de la Roma. Îl avem pe de-o parte pe ramura nu neapărat sovietică, ramura rusească, pe Ion Iliescu. Pe ramura occidentală îl avem pe Petre Roman și alături de el pe al nostru Călin Georgescu. Deci acesta a fost primul semn de întrebare pe care l-am avut în momentul în care am început să-l studiez pe Călin Georgescu. De ce? Nu vă ascund faptul că vorbește bine. Însă vorbește bine o singură dată. Este genul de om care vorbește bine o singură dată. De ce? Pentru că are clișee. Călin Georgescu, poți să juri că în următorul speech îți va da 5 zicale, îți va da 5 cotații din istorie, după care va vorbi generalități despre ce o să facem, cum o să facem, și încă are încă un obicei, creează proiecte de țară. Apa, aer, energie, de care mi-amintesc, a apărut în jur de 2016 la alegeri. Și s-a ales praful de el, n-a mai zis nimeni nimic, nu mai știe nimeni nimic, s-a încheiat. Pământul Strămoșescu a apărut înainte de alegeri. Nu, a fost reloaded în 2020 la alegeri. La Pământul Strămoșescu se numește acum. Da? După alegeri n-am mai auzit iar nimic de el. Dar este proiect de țară. Deci acesta este din punct de vedere al începutului Călin Georgescu. După care Călin Georgescu l-a urmat pe Petre Roman, deci a stat aproape de el, chiar și în momentul în care Petre Roman și-a făcut o nouă formațiune politică, un fel de jucăria lui, în momentul în care s-a certat cu toți, PD-ul nu mai vroia, Băsescu nu mai vroia, și atunci a zis, lasă că îmi fac eu partidul, nu mai știu cum se numește, un partid care probabil că avea un membru și jumătate. Iar când ai observat că toți când cad în disgrație, toți politicienii noștri dragi, devin patrioți și își fac partidulețe de buzunar. Absolut. Și Orban are acum Forța Liberală. Absolut. Ponta are Pro, Tăricianu, da, da, are ALDE. ALDE, da. Tăricianu fiind cel care a fost cel care a distrus redevențele resurselor naturale românești. El este cel care a schimbat contractele în așa fel încât România să nu mai ia nimic, da? După care am înțeles că a fost. Ai observat șmecheria, nu? Fiecare, da, își asumă o chestie anume. Absolut. Dacă ar fi fost un singur conducător, președinte, cu un singur premier, 32 de ani, prin absurd, nu rezista nici 10. Dar rotirea asta a cadrelor continuă, asumarea de noi responsabilități, de noi furăciuni, de noi combinații, cum am început atunci, cu privatizările, cu tăierea întreprinderilor, cu închiderea lor, cu defrișare pădurilor, cu cartierele de vile, cu nu știu ce, cu alea, cum le zice, împroprietăririle, procesele pe drepturi litigioase, da, da, care, da, da, în timpul lui Băse au generat niște hemoragii financiare din bugetul statului înfiorătoare pentru clienții lor, că, domne, ei au nu știu ce drepturi, aiurea, luaseră drepturi litigioase de la tot felul de amărâți care erau moștenitori ai unor foști industriași sau, în general, multe acte false.
și statul român le-a dat bani cu nemiluita. Sute de milioane de euro, miliarde aruncate unor indivizi, cum a fost și ăla fake prințul Paul ăla și toate chestiile astea, toate formele astea de viață, da. Care în final au sfârșit în procese, unii în pușcărie, dar bănuțul nu. Absolut. Bănuțul s-a dus. Se folosește compartimentalizarea acestor răufăcători. Da, nimeni, și responsabilități. Așa cum spui, nu există o echipă care să-și asume responsabilitatea. Vine unul, fură ceva, pleacă. Vine altul, își ia tainul, fură și el ceva sau distruge ceva. E strategie, ceva. Nu e o strategie. Exact, ca să uiți. Ceva. Vine o echipă guvernamentală, introduce în Parlament un proiect de lege, cade guvernul, s-a uitat cine l-a făcut, în ce fel l-a făcut. Următoarea echipă spune, ăla mi-a lăsat o moștenire, n-am ce face, trebuie să asigur stabilitatea. Ați observat cum cuvântul ăsta, stabilitatea, ascunde absolut tot ce? Deci dacă vin și te iau la palme și la pumni, n-am voie să-ți fac nimic pentru că afectezi stabilitatea. Dacă îți furi tot din casă, n-am voie să fac nimic pentru că afectezi stabilitatea. O lege pur și simplu care favorizează infractorul. În România astăzi, legea mai curând favorizează infractorul. Iar absolut. În instanță, când ajung să-și cer dreptatea, am N cazuri, bieții oameni constată cum sunt transformați din victime în agresori. Asta e culmea ironiei ce se întâmplă. Și uite un mesaj absolut șocant. Nu știu, zice, dacă știți că s-a început tăierea la fier vechi și termocentrala Mintia. Deci nu știu treaba asta, dar trebuie să verificăm neapărat. Da. Dacă este adevărat, nu trebuie să ne mirăm, pentru că Mintia... Pentru asta s-a vândut. Exact. Mintia nu are voie să funcționeze. Iar în momentul e în care un număr infinit de hectare acolo, absolut, care vor fi folosite pentru altceva, absolut, și fierul vechi și toate astea, da. Deci continuă și să finalizăm cu Călin Georgescu. Da. Da. Deci, acest om care a crescut în astfel de mediu imbibat politic cu antiromânism, ajunge într-un târziu alături de Mugur Isărescu și de Ion Iliescu într-un organism eminamente globalist. După care revine, se pare, la sentimente mai bune și începe să facă turul televiziunilor de sistem. Da? Care în preajma alegerilor îl aveau prim-ministru în fel și chip, da? Propus de diverse formațiuni politice. De foarte multe ori a fost întrebat, bine, domnul Georgescu, dar nu vreau să fiți președinte? Nu, eu vreau să fiu prim-ministru. Eu nu. Eu, în afară de prim-ministru, și asta numai dacă mă vrea poporul și dacă se îndeplinesc anumite condiții cu care eu nu sunt de acord. Dar trec alegerile, Călin Georgescu dispare. Călin Georgescu nu apare, nu-l vedeți pe stradă punând o sapă sau udând un copac. Da? Călin Georgescu nu apare într-un proiect naționalist, nu se duce să vopsească o statuie, nu se duce să repare un gard, nu se duce să citească, de exemplu, o poezie de-a lui Eminescu, să spune. Nu se duce la mormântul lui Nichita Stănescu. Nu se duce la mormântul lui Adrian Păunescu. El nu face lucruri de acestea, dar cu o carismă deosebită, cu o abilitate intelectuală și verbală deosebite, apare periodic, dar doar în momentele cheie în care se decide sau se încearcă schimbarea politică. De asta, personal, nu cred că pot avea încredere în Călin Georgescu. Repet, respect opinia tuturor. Mi s-a pus această întrebare și cât am putut eu de sincer, v-am spus cu argumente, ca de obicei în seara aceasta, de ce nu pot fi apropiat de acest Călin Georgescu. Mai am anumite informații despre el, care sunt însă pe aceeași linie, însă, datorită faptului că nu pot să le verific, nu-mi permit să le arunc în spațiul public, pentru că aș deschide un front pe care nu pot stăpâni, pentru că nu am argumente. Deci, ca și concluzie în legătură cu Călin Georgescu, nu cred că reprezintă o opțiune pur naționalistă, datorită oamenilor care l-au format. Toți avem mentori, toți credem în ceva. Și este extrem de greu când crești lângă Petre Roman, lângă Ion Iliescu,
și Mugur Isărescu să gândești românește. De ce? Uitați-vă în jurul vostru. Datori vânduți, fără industrie, fără capital românesc. Ce poate să spună domnul Călin Georgescu în legătură cu prietenii lui? Eu, dacă veniți să mă întrebați pe mine care sunt prietenii tăi, o să încep să văd de la Colț care îmi face mașina, Luis cu care, uite, vorbesc la el la televiziune și încă vreo 2-3 prieteni cu care am făcut probabil studiile și cu care m-am adunat în viață. Dar nu pot, eu nu o să pot să vin vreodată să vă spun că am fost lângă vreun lider politic post-decembrist. Nu pot. Și oricine ar încerca să caute o astfel de legătură nu o găsește. Da? Deci, nu, văd că cineva, doamna Dorina Damers, spune că în ultimul timp domnul Călin Georgescu l-a menționat pe Eminescu. Mare mi-a fost mirare. Să nu uităm că Eminescu acum este... Acum trebuie să fiu și eu corect și să spun că în emisiunile mele l-a menționat, da, pe Eminescu, nu odată. Da. Și câțiva alți oameni din istoria României și a făcut apel la creștinism, la religia noastră, la... adică una peste alta avea un discurs naționalist abil, trebuie absolut să recunosc. Foarte corect. Odată eu am această analogie, mărturisesc că pot să fiu lipsit de modestie, habar n-am, dar n-am auzit-o la altcineva. Cred că eu sunt primul care a făcut-o în România în timpul pandemiei, analogia cu Matrix. Eu am spus că tot ceea ce se întâmplă în acest moment este, dacă facem o analogie, ceea ce se întâmplă premonitoriu cumva în Matrix. Și că există o matrice și cine nu se încadrează în această matrice trebuie să dispară. Trebuie să fie izolat, cum era atunci discuția și așa mai departe. Și în timpul pandemiei, dacă ți amintești, Matrix, care este un film, o trilogie făcută acum 20 ceva de ani, în fine, a produs, tot cu Keanu Reeves în rolul principal, un nou film. Și el a ieșit în același timp cu Omul Păianjen. Și acum, surpriză mare, oamenii pe care noi îi credeam extrem de abili, apropo de ce spuneam mai devreme, sigur, aici eu nu mă refer la România, ci la Statele Unite și la box office-ul american de filme. Oamenii care au stat acasă, iată, și au studiat și au devenit conspiraționiști și au mai văzut una alta, ce crezi că au făcut? S-au dus și au făcut record istoric la vizionări la Omul Păianjen, al nu știu câtelea Om Păianjen, și Matrix-ul, frate, a fost un fiasco. De ce? Pentru că această continuare a Matrix-ului arăta de fapt că totul se întâmpla într-un alt ciclu. Matrix, pentru cine își mai aduce aminte sau nu, eu sunt un mare fan al acestor distopii și le studiez cu mare atenție. Probabil că și fiul din cauza mea la un moment dat a zis: tati, eu mă pregătesc pentru apocalipsă. Sunt convins că va veni și trebuie să fiu pregătit. Și să pregătește el pentru apocalipsă, face tot felul de chestii. În fine, învață tot felul de lucruri, de la biologie, istorie, până la orice altceva. La vârsta de 16 ani a cerut o Biblie, nu un telefon. Și face lupte, cunoaște toate armele și alte lucruri de genul ăsta. Adică e un puș de 16 ani care e complet diferit de tipologia. Dar nu l-am construit eu așa, el se autodefinește în fiecare zi. Și sigur că da, am ridicat această problemă și în Matrix se vorbește despre cicluri. Întotdeauna există un Neo care se ridică, face o revoluție, oprește ciclu și după aia urmează un alt ciclu. Acum Neo, în al patrulea film făcut după 20 de ani sau cât au trecut de atunci, Neo nu mai știe de el. El este tot Neo. Este cumva hegelian aici, dacă am putea spune așa, pentru că e o reîncarnare a lui.
E da, repoziționat, da. E repoziționat într-o nouă societate de tip Matrix și el tot are niște flash-uri, are niște vise, niște chestii și creează un joc. Jocul este exact ceea ce el trăise în ciclul anterior. Și acum problema lui este că are senzația că totuși e ceva real, ceva un deja vu, ceva ce a trăit. Cum și noi ne mai trezim uneori că, bă, parcă eu am mai trăit chestia asta. Da, sau da, parcă e un deja vu sau ceva. Bun. Și toată chestia asta, atât de abil construită, cu un scenariu foarte drăguț, cu tema asta, care e o temă antică, dacă vrei, e platonică. Platon spunea, sufletele, luată de la Socrate, sigur, sufletele, mi se pare că în Faidon, dacă nu mă înșel, sufletele de unde pleacă, e logic că ar trebui să revină. Sau de unde vin, tot acolo pleacă. Da, bine, da. Sunt doar niște fraze disparate, da, pe care cine nu știe să le interpreteze nu înțelege nimic. Și eu am zis că sunt șocat de faptul că americanii s-au dus să vadă în plină pandemie omul pe Eugen, care era nu știu câta versiune și cu niște aiureli pe acolo, nu știu ce, oricum e ceva complet anapoda, și nu s-au dus la mine. Așa este. Așa și am discutat lucrurile astea cu Călin Georgescu. După o perioadă observ Călin Georgescu despre matrice. Călin Georgescu, ieșiți din Matrix. Serios? Deci e ceva incredibil. Păi eu am pus problema asta atunci, da, în discuția pe care am avut-o cu el. Păi alții au reflectat și reconfigurat și eu n-am nicio problemă, că eu nu vreau să pretind că am patentul a ceva, chiar și al unei analogii. Dar mi s-a părut ciudat atâta tot, nu. A demonstrat prin lucrul acesta că a preluat o idee, a considerat că este potrivită cu modelul pe care îl reprezenta și l-a prezentat ca fiind a prezentat ideea ca fiind a lui. În mod normal ar fi trebuit să spună, am avut o discuție foarte interesantă cu jurnalistul Luis Lazarus, iar acesta a făcut o analogie între Matrix și situația prezentă și a comparat cu Spider-Man și nu știu ce. Și iată de ce eu vin și spun așa și așa. În momentul acesta ar fi fost un om onest care dă credit celui care l-a ajutat să, probabil, să cristalizeze o anumită idee și dezvoltă, plecând de la acea, de la acel sâmbure pe care tu i l-ai dat. Da? Deci, ca să concluzionăm pe tema Călin Georgescu, datorită acestor elemente, informații pe care le am și datorită faptului că știu cine sunt cei alături de care a crescut el politic și cultural, dacă vreți, nu pot avea încredere în el. Bineînțeles, stadiul lui de înalt funcțional la Clubul de la Roma este într-adevăr un punct foarte negru din punct de vedere al unui naționalist, pentru că nu poți să spui că mergi la Clubul de la Roma și că ești înalt funcțional și că ajuți politici globaliste, după care vii și brusc ești un om curat și vrei să ajuți neamul românesc, care, by the way, a fost distrus de 32 de ani, exact de cei la care ai lucrat. După care, intrarea lui în politică... Dar cum crezi că a apărut această metamorfoză a lui, să zicem așa? Când s-a transformat el? Sau părea pătruns, penetrat așa de această idee? Această idee a apărut în momentul în care experții și-au dat seama că acțiunea globalistă va avea o reacțiune naționalistă. Și au avut nevoie de carismatici. Nu o să vezi vreun urât incult care să vină în numele globaliștilor să vorbească. Da? Uite-te la Rare Bogdan. Iată acum, un nou val ar fi ăsta, da, nu? Cu Helvig citind prost un text făcut de altcineva și cu un Rareș Bogdan care deodată se transformă în ceva, zici că am fi zis noi discursul ăla sau, bă, ne primiți în Schengen sau ce facem aici? Uitați-vă la Rareș Bogdan, eu îl urmăresc pe Rareș Bogdan, îl monitorizez din perioada în care el era Realitatea TV al domnului Cosmin Gușă, expertul în geopolitică. Rareș Bogdan e carismatic,
Rareș Bogdan știe să vorbească, știe să tragă audiența după el. Dar atât, în momentul în care îl scoți din acel model pe care el îl reprezintă, devine necredibil. Și de asta, revenind la Călin, cred că știe să vorbească, apropo de Eminescu, știe să presare dictoane frumoase și citate scurte din oamenii care sunt general acceptați ca și naționaliști. Cu alte cuvinte, se lipește de anumite simboluri naționaliste, pentru că știe că este foarte ușor în momentul în care te-ai lipit de cineva să arăți ca acel cineva. Da? Eu acum, dacă de exemplu vă spun, domnul Luis Lazarus, eu mi-am început studiul istoriei din punct de vedere al Unirii de la 1918 cu studiul tezei de doctorat al lui Vadim Tudor, care se numește Cartea de Aur. Oamenii spun, uite minte luminată la ăsta, frate, uite naționalism curat. Da? O am în bibliotecă, am citit-o și am studiat-o pagină cu pagină, într-adevăr. Dar dacă vin și spun asta unei audiențe care este aici pentru cu totul altceva, fac asta doar ca să epatez. Fac asta doar ca să iau culoarea lui Vadim Tudor. Da? Ca o mică paranteză, l-am cunoscut pe Vadim, am fost membru PRM din 1994. Asta apropo de mă întreabă lumea cu ce am făcut în trecut. Țin minte că într-o perioadă chiar îi înregistram lui conferințele de presă și le editam. Da? În perioada aia arhaică în care jumătate din sala de conferințe de săptămânale erau jurnaliștii și cealaltă jumătate erau membrii simpatizanți ai PRM-ului care iubeau ideea de naționalism și vreau acolo să asculte tot timpul și să pună întrebări. Deci acum, spunând chestia asta, unii te vor iubi și mai mult și alții te vor urâ maxim. Cu patimă, da, absolut, absolut. Dar așa trebuie să fie, Luis. De ce așa trebuie să fie? Pentru că doar dacă învățăm să ieșim în arena polemicii și să ne apărăm poziția cu argumente, putem face treabă în România. Din punct de vedere al lui Vadim Tudor, am un respect uriaș pentru omul politic Vadim Tudor, pentru erudiția sa de la care am învățat enorm, din cărțile sale de la care am învățat enorm, și fac o separare foarte clară între această erudiție și naționalism și temperamentul lui. Și omul Vadim Tudor. Vadim Tudor, exact. Să nu uităm omul că... Vadim Tudor, mă certam și eu mereu. Da. Și eruditul Vadim Tudor mă premia încă de pe băncile facultății. Exact. Altfel, când intram în relația cu omul Vadim Tudor, ne certam rău. Lucrurile se stricau. Nu uita că marele conflict care a afectat neamul românesc ani de zile între Păunescu și Vadim a pornit din tinerețea lor, în momentul în care idolii lor, mentorii lor se aveau la cuțite, da? Iar ei doi, ca învățăcei, au preluat aceste conflicte. Fără să vrea, da. Fără să vrea. Și pe măsură ce trecea timpul, Adrian Păunescu se ambala pe o direcție, Vadim Tudor pe altă direcție, dar niciodată nu au reușit să vină împreună să spună noi suntem neamul românesc. Da? Noi, pletosul genial și cu omul cu citatul în gură de când se scoală, omul care dormea între cărți. Deci Vadim Tudor dormea între cărți. Deci la el în cameră dormea și de jur împrejur lui erau cărți pentru că el citea la două, trei cărți deodată. Deci acești doi oameni excepționali din punct de vedere doctrinar n-au putut să se înțeleagă ca oameni. Da? N-au putut să se înțeleagă ca oameni. Zilele astea urmăresc materiale pe care Andrei Păunescu le pune la el pe canalul de YouTube și văd onomastici, zile de naștere, sărbători din anii 90 în care Păunescu făcea, mă rog, ce făcea el, magia lui a cuvintelor și magia lui emoțională. Și nu-mi vine să cred că o asemenea valoare nu a putut să coboare pe pământ de pe nor. Înțelegi? Deci, revenind la Călin al nostru, nu sunt alături de el din motivele pe baza argumentelor concrete pe care le-am dat în seara aceasta, nu îl judec. Departe de mine să spun că Călin Georgescu e rău, nu vă duceți acolo, Doamne ferește. Spun doar atât, personal, nu mă pot apropia de el. Și las pe cei care ne urmăresc,
să decide pentru ei, pentru că întotdeauna îmi închei discursurile și la mine pe pagină, și la mine pe website-ul meu. Tot ce citiți de la mine poate fi greșit. Poate că am o percepție greșită. Vă rog mult, gândiți cu gândul, cu mintea voastră, puneți în balanță, pentru că până la urmă ce vrei în viață nu este să iei decizii bune sau rele, ci să iei decizii informate. Da? Nu mă interesează dacă greșesc, dacă atunci când am luat decizia aveam ambele variante în mână. Da? Deci, fiecare are audiența lui. Călin Georgescu sunt convins că are o audiență mare. Ce spune el? Spune lucruri valoroase, însă mă îndoiesc de omul Călin Georgescu. Da? Nu de ce spune omul, nu de ce spune politicianul crescut de Petre Roman și de Clubul de la Roma și de Mugur Isărescu, și de asta am rezerve. Da? Putem vorbi în același fel de multe personaje care piperează spațiul politic românesc, însă vreau să vă spun, și așa cum v-ați obișnuit deja, sunt extrem de respectuos pentru toți și în niciun caz nu mă hazardez în opinii care să nu aibă ancora undeva într-o informație reală. Da? Deci din punctul acesta de vedere, presupun că am lămurit-o Călin Georgescu, o să apară din nou, garantat. De ce? Pentru că probabil are un rol sau vrea să aibă un rol în politica românească. În momentul în care apare, va avea un mesaj, îi respect mesajul și îmi doresc un singur lucru până la urmă, Luis. Noi, oamenii care citim mult, devenim foarte, cum să spun eu, foarte profunzi în gândire și uneori greșim. Uneori, poate că oamenii se îndreaptă. Nu fac apologia vreunui ticălos care a devenit Maica Tereza peste noapte. Nu e o legătură cu Călin Georgescu, Doamne ferește. Este una din metaforele mele. Însă, poate că acest Călin Georgescu este un om care a văzut răul de aproape, s-a speriat de el și încearcă... S-a convertit. Da, absolut, absolut. Poate că George Simion vede rău, nu poate să scape de răul ăla, pentru că nu are deocamdată capacitatea intelectuală și educațională ca să scape, și face greșeli după greșeli, greșeli după greșeli, pe care noi, experții în imagine, le citim corect și nu-i mai dăm încrederea. Asta nu înseamnă că e om rău, 100%. Nici Călin Georgescu nu e 100% rău. Nici George Simion nu e 100% rău. Nimeni pe pământ nu e la 100% rău. De asta spun, ca om politic, trebuie să dai oamenilor credit până în momentul în care scoți securea să staie gâtul. Atâta timp cât securea stă în buzunar, probabil că există și varianta cealaltă, că o scoate ca să te apere. Să fie recuperabil. Să fie recuperabil, da. Ce vreau eu să... Uite, da, mă rog. Spune, Luis. Vroiam în final să răspund și la această întrebare care a fost pusă de vreo 435 de ori și n-aveai cum să scapi de această întrebare. Aș fi fost înjurat, cred că, de mulți. Ce? Nu l-ai întrebat ce părere are de Diana, cu tare, nu știu ce. Da. Vreau să fiu corect cu tine și cu audiența ta. Și dacă tot am intrat acum către finalul emisiunii pe calea opiniei mele despre suveraniștii din piață, aș vrea să vorbim... Care oricum se apropie de 3 ore, noi vorbisem că o să stăm 2, dar uite că ne-am luat vorba. Da, 2 ore și 48 de minute, deci doamne, probabil că o să ne oprim la fix 3 ore. Da, deci sunt încântat. Dar eu vineri seară mi-a făcut o deosebită plăcere, cred că și absolut, zecilor de mii de oameni care s-au uitat. Da. Nu am scăzut sub 3.500-4.000 de oameni în Facebook și încă aproape 1.000 în YouTube, pentru că emisiunea e transmisă și în YouTube. Deci am avut și peste 5.000 pe ambele. Incredibil, incredibil. Da, este un semn foarte bun. E un semn extraordinar, să știi, pentru că până la urmă este... Vom vedea cum se va distribui. Îi rog pe cei care ne privesc să distribuie această emisiune. Nu am vrut să jignim pe nimeni, nu am vrut să
facem decât o discuție cu argumente și cu multele informații pe care n-a apucat Bogdan Vasile să ni le spună, deoarece am divagat pe aici pe acolo și am închis și deschis paranteze, deschis și închis. Dar promit că va mai veni și altă dată, nu e o problemă. Și acum o să închidem cu opinia lui Bogdan Vasile despre Diana Șoșoacă. Da. Și bineînțeles despre alții, dacă mă puteți întreba, pentru că am o opinie despre fiecare, credeți-mă. Asta să știi că ăsta e un exercițiu foarte important. Și am să spun și de ce. Oamenii se feresc ca de naiba, ca dracu de tămâie, să mai aibă opinii despre ai lor. Eu am o opinie despre Cutare, altul are o opinie despre Cutare. Ce îl atași pe Cutare? Nu mai poți avea o opinie pertinentă, nu mai poți avea o opinie cumva și argumentată până la urmă despre cineva, că gata, e supărare mare, decât dacă e pozitivă. Dacă e pozitivă, dar nu contează că fanii altora te înjură din cauza că e o opinie pozitivă despre Cutare. Adică exact. E greu, e foarte greu. Haideți să vorbim despre Diana. Voi face exact același model de analiză, pentru că vreau să vă obișnuiți cu mine ca un om ancorat în fapte. Evident că am observat-o pe Diana foarte rapid când a intrat în spațiul public, în stradă am aflat de ea. Lucru care a fost foarte important ca prim contact. Ca și mine, de altfel, da. Și tu, la fel, probabil. Tot în stradă am găsit-o, da. Da. Ce am observat în primul moment, am observat inteligența ei sclipitoare. Și spun asta de ce. În lumea celor care citesc foarte mult, există o categorie de oameni care vorbesc foarte mult fără să se repete. Dacă vreți, faceți-vă cumva un obicei din a urmări ce zic oamenii cu atenție, și oamenii care vorbesc mult, dar care nu se repetă, sunt de obicei oameni foarte cultivați, oameni foarte inteligenți, oameni care știu ce spun și chiar simt ceea ce spun. Iar Diana Șoșoacă... Și sigur nu suferă de vreo demență senilă, știi? Și sigur... În formă incipientă, că am văzut pe la televizor mulți. Absolut. Te trezești cu el că repetă ce a spus cu 15 minute înainte. Absolut. Bă, n-ai mai spus odată chestia asta cu un sfert de oră. El nu mai știe. Da, alminter e mare politician. E mare politician, da, abil. Da. Deci, vreau să vă obișnuiți cu mine că abordez discuția din unghiuri total neașteptate uneori. Și în cazul Dianei Șoșoacă, la fel am făcut. Deci, ea mi-a atras atenția ca un om inteligent, un om articulat, un om capabil să țină o energie la nivel ridicat pe durate foarte mari de timp. Foarte rar. Un astfel de om cu energie debordantă, cu abilitatea de a articula fără să se repete timp de mai multe ore, este un om excepțional din punct de vedere personal. Deci așa am început eu să aflu despre Diana Șoșoacă. Am început să sap, pentru că mă cunoașteți deja. Am aflat anumite lucruri care inițial mi-au pus întrebări și pe care le cunoașteți toți deja. Anumite postări pe Facebook. Și vreau să vorbesc de toate lucrurile acestea pentru că vă obișnuiesc că sunt un om deschis. Un om care vă spune lucrurile așa cum le știe, da? Am văzut anumite postări pe Facebook controversate în legătură cu anumite comentarii venite de la cabinetul dânsei de avocatură din trecut, din anii trecuți, din 2018 sau 2019, în care se pronunța doamna, sau mă rog, altcineva în numele dânsei, în legătură cu o anumită orientare, o anumită alăturare a USR-ului sau anumite postări care sprijină o anumită acțiune punctuală a USR-ului pe vremea aceea. Săpând însă în adâncime, am înțeles că extrem, și vreau să mă credeți pe cuvânt acum pentru că vă spun lucrul acesta cu toată inima, extrem de mulți români care urăsc cu toată ființa lor PSD-ul, în perioadele trecute au fost cu cine au apucat, doar să scape cumva de anumite tragedii care se întâmplau la nivel național. Și de acolo am continuat să o urmăresc pe doamna Diana Șoșoacă și ce am observat? Am observat că pur și simplu iese la bătaie. Da? În Diana Șoșoacă poate nu ai un interlocutor disciplinat, un om care să stea să te asculte jumătate de oră sau să dea din cap sau să zâmbească frumos.
În Diana Șoșoacă ai pe cineva care vine la un milimetru de nasul tău și îți spune absolut ce crede ea în momentul acela cu argumente. Da? Acesta, despre tine, indiferent despre, că e nașpa sau e de bine. Poate să fie despre tine cât de urât. Ea nu poate în acel moment să fie decât sincer în ce spune. Iar lucrul acesta balansează enorm ce am văzut în spațiul public în legătură cu acele postări și cu această activitate adânsei. La asta s-a adăugat o disponibilitate de sacrificiu al familiei pe care eu n-am întâlnit-o la mulți alți oameni. Nu mă refer la oamenii politici, la oameni în general. De ce? Oamenii se tem. Oamenii nu se expun gratuit. Oamenii își fac calcule. Băi, eu dacă vin la Lazarus acum la emisiune, află sistemul de mine sau copilul meu, nu știu ce se întâmplă, se duce la școală în jurul ăia că sunt cu naționaliștii și tot felul de micim din trasă de spune. Sau ideea aia mea, hai să mergem la serii să-i da. Întrebăm dacă mai există patrioți în sistem. Da. O simpenie colosală. Țin minte. Și a venit de la Simion, că Simion mi-a spus mie că se duce pe la instituții. Și am zis, la care instituții te duci, mă? Păi vino mă cu mine la serii dacă te ține. Și la SIE. N-am mai răspuns la telefon și a dispărut de pe radar. După care, într-o seară, așteptându-l pe Simion să intre cu noi în direct și el nedorind să intre, n-am înțeles de ce, i-am zis Diani, păi merg eu la serii, nu se poate. Hai să merg. Mâine mergem la serii. Și a mers. O reacție tipică a doamnei senator. Este doamna care, în momentul în care simte ceva, ți-l spune. Este o foarte, foarte mare diferență între oamenii care simt, judecă și spun și cei care simt și spun. Pentru că ai nevoie de curaj. Da? Ai nevoie de foarte mult curaj ca senator al României, în primul rând, dar în al doilea rând, ca om, să spui, băi, eu vin la tine, îți spun ce am de spus și ăsta sunt. Da? Deci, din punct de vedere a analizei pe argumente despre doamna Diana Șoșoacă, sunt alături de mesajul ei, sunt alături de ea ca om politic și vreau să observați foarte clar diferența dintre discursul meu legat de Călin Georgescu și discursul meu legat de Diana Șoșoacă. Da? Este foarte clar că argumentele pe care le aduc în discuție sunt argumente care se ancorează în realitate și nu în poveștile pe care le aud de la alții. Da? Pe Diana am văzut-o în fața unei biserici în Constanța pe care unii vreau să o mute. Am văzut-o la spital, am văzut-o pe stradă, am văzut-o cu mulți de documente și de dosare la ea, la cabinet. Am văzut-o la Parlament arătându-le celor din fața ei fața urâtă, fața hâdă a globalismului care cocoșează România. Am văzut-o enervată, da? Am văzut-o furioasă, am văzut-o urlând, am văzut-o zâmbind, am văzut-o vorbind frumos, am văzut-o cântând. Îmi aduc aminte, și de asta am simțit nevoia să ies cu un discurs acum vreo 2-3 zile, îmi aduc aminte cum țipa în piață, în Victoriei, bine ați venit fraților, vin frații noștri de la universitate, vin aia, și se vedea că se schimbase, deci Diana care vorbea de manifestul celor 22 de puncte și care era gata să se ia de gât cu cei de la guvern, s-a schimbat în mama lor. Da? Deci Diana, câinele de pază al românilor, s-a transformat în mama românilor care își întâmpina niște frați care veneau acolo. Indiferent cum veneau, ce făceau, ce se întâmpla. De asta... Uite, mi-aduc oamenii aminte de situații chiar și mai grave. Când am fost la spitalul de nebuni să salvăm oameni de acolo. Exact. Că exact. România excelează prin internări la psihiatrie ale unor oameni care n-au nicio legătură pe acolo, dar alți nebuni umblă printre noi, știi? Exact. Aveam un caz cu un psihopat care a tăiat-o pe o fetiță pe față cu lama. Și avusese vreo 2-3 internări la psihiatrie și după câteva zile îi dădeau drumul. Dacă era diagnosticat corect și era totul în regulă, nu mai ieșea de acolo. Și fetița aia nu era silită să își trăiască viața, cred că avea 16 ani ceva, să-și trăiască viața cu tăieturi pe față.
Dar vezi cum e viața? Exact așa cum spun. În acest sistem, victima este transformată în agresor și viceversa. Așa este. Luis, vreau să spun ceva înainte să încheiem despre Diana. Poate greșesc. Așa cum v-am spus și vă reamintesc, nimeni nu este 100% bun, nimeni nu este 100% rău. Are Diana părți slabe? Sunt convins că are. Și eu am. Și Luis are. Și voi aveți. Toți ne temem, toți suntem lacomi, dar foarte puțin dintre noi avem curajul să ne asumăm ceva. Că o face deschis, că o face încet, că o face pe față, că o face politicos, că vorbește de la microfon în mod elegant și coerent sau vorbește în piață ca un om care protestează și e furios, fiecare are felul lui de a fi. Însă, ce vreau eu să spun este că eu cred în naționalismul Dianei Șoșoac. Da? Întotdeauna fac distincții când vorbesc, folosesc, îmi aleg cuvintele foarte atent pentru că știu ce urmează. Știu că oamenii judecă, știu că oamenii se referă la anumite afirmații ca să te atace sau să te aprobe. Ce vreau să vă rog pe voi însă este să fiți profunzi când gândiți despre un om politic și să observați momentele puternice ale lui și momentele slabe în care se teme. Toți ne temem, da? Nu pot spune că am văzut-o pe doamna senator Diana Șoșoacă temându-se vreodată, pentru că are un acest caracter vulcanic în care, și s-a văzut în piața Victoriei, în momentul în care, părerea mea, a văzut că ceva incorrect se petrece, da? A simțit nevoia să spună ce a văzut incorrect și a început să își aducă aminte, cum spun românii, când mă enervez pe tine, mi-aduc aminte de toate datoriile. Da? Asta nu înseamnă că ea este omul perfect, dar credeți-mă, cine vrea să fie condus de oameni perfecți, ori e nebun, ori s-a născut ieri. Da? Omul perfect nu te poate conduce pentru că omul perfect vrea de la tine perfecțiune. Da? Ori nimeni nu poate să dea perfecțiune unui om perfect. Însă Diana Șoșoacă este mult mai aproape decât tot ce am văzut în spațiul suveranist de persoana pe care o văd luptând, da, cot la cot cu bărbații. Da? Diana Șoșoacă este omul care prin prestanță, prin prezență și prin trecut știe să se bată. Da? Eu personal nu sunt atât de bun. Da? Eu sunt mai timid așa, eu dacă se uite cineva urât la mine, eu mă fac că beau dintr-un pahar sau Diana însă n-are astfel de complexe și probabil că sunt ere. Sunt cicluri, cum spunea Luis despre acele cicluri în care omul potrivit la locul potrivit s-ar putea să nu fie eroul pe cal alb pe care îl visăm cu toții. S-ar putea însă să fie mecanicul ăla care ne rezolvă roata la mașină când plouă afară și e frig. Da? Și cred că Diana este capabilă să facă lucrul acesta, vrea să facă lucrul acesta, da? Și mai ales își asumă propria persoană într-un fel mult mai curajos decât cei care pozează în prima donă și oameni cultivați și reținuți și politicoși în exprimare. Da? Dar pe la spate manevrează, fac tot felul de înțelegeri secrete și încearcă cumva să fie curajoși în spatele cortinei. Da? Deci ca să încheie această descriere a Dianei, probabil că dacă Diana îți strigă la geam, alții se duc în spatele blocului și îți șoptesc când te văd că fugi. Da? De asta cred că este un om capabil și doritor să facă treabă. Este evident pregătită din punct de vedere profesional și îi sunt alături din punct de vedere ideologic și din punct de vedere al suveranismului pentru care luptă ea. Eu sunt candidat independent fără îndoială, însă asta nu mă împiedică să mă alătur oricui cred că poate să ajute cauza noastră. Luis, vreau să mă... Vrei să candidezi la europarlamentare? Nu. Unde mă văd eu util este în Parlament, dar pe locurile diaspora. În Parlamentul României? Parlamentul României, pentru că... Deci nu în Parlamentul European, că nu, lumea doar... era nedumerită în care parlament... Nu, vreau să revin acasă, pentru că sunt extrem de legat de casă și după anii petrecuți afară,
vreau să trăiesc românește în România, spre deosebire de anii în care am trăit românește în alte țări. Pentru că acum sunt în Marea Britanie, dar am fost în Franța, în Liban, în Danemarca, deci am avut foarte multe locuri. De asta spuneam că n-am emigrat economic, ci am plecat cu treabă și în mulți ani pe care i-am petrecut alături de familii foarte, foarte importante, am călătorit cu ei și am muncit pentru ei. Însă vreau să fiu foarte egal și cu permisiunea ta. Dar stai așa că m-ai provocat acum, n-am cum să nu te întreb chestia asta. Familiile astea importante lângă care tu ai trăit și cu care ai colaborat și ai lucrat pentru ei și așa mai departe, ele cum vedeau globalismul ăsta? Pentru că sunt oameni cu bani mulți, cu nu știu ce, la care te-ai gândit că ar putea să fie mai curând în zona aia decât într-o zonă, știu eu, suveranist-patriotică. Ei cum gândeau? Că mă gândesc că nu puteai să te asociezi cu ei dacă ai fi văzut că sunt lași, șmecheri, tratează oamenii ca pe niște sclavi și se gândesc la cum să reducă populația și să trăiască tot ei bine cu 7 generații, să lase averile ereditare. Îți voi răspunde foarte deschis, ca și până acum. Am lucrat cel puțin 10 ani, dacă nu mai mult, cred că mai mult, deci 12 ani, pentru un birou, o familie de armeni născuți în Liban. Multimilionar, capul familiei, un om care de 3 ori dăduse faliment în viața lui, de 3 ori devenise multimilionar în viața lui, un om cu școala vieții, un om cu educație la Universitatea Americană din Beirut, fost ziarist, ca și tine, om care a învățat succesul pe stradă, după care l-a aprofundat prin cărți. Oamenii de genul lor, și muncind pentru el și călătorind și intrând în contact cu cercul lui de prieteni și de parteneri de afaceri, am învățat extrem de multe despre natura umană și, ca să mă refer, să-ți răspund la întrebare, oamenii ăștia, probabil că el, deși avea zeci sute de milioane de dolari, nu era la un nivel atât de mare ca să intre în politică. Oamenii ăștia cunosc istoria fiecărui loc de pe pământ și nu bagă de seamă, nu le pasă despre politica momentului. Dacă, de exemplu, vorbeam cu șeful meu despre Germania, da? El îmi vorbea despre cum a fost înființată Germania, despre războaie, despre una, despre alta și mai ales tot despre țara aia. Și mai ales despre profilul moral al oamenilor de afaceri, adică practic profilul moral al celor care canalizează banii într-o societate, da? De exemplu, îți dau un simplu exemplu. Ei nu vorbeau despre Danemarca. Și repet, am participat la mese, deci mergeam cu el pe Champs-Élysées, mergeam la L'Étoile, de exemplu, dacă vreți puteți să dați un Google să vedeți că L'Étoile este unul dintre restaurantele cele mai cele, chiar de lângă Arc de Triomf, L'Étoile. Și mergeam cu director de bancă, cu partenerii de afaceri și, de exemplu, ei nu vorbeau, în Danemarca sunt danezi. Nu, danezii sunt evreii Nordului. Da? Deci ei aveau o asemenea profunzime istorică de afaceri și de politică și de economie și de social, de aspecte sociale, încât își descriau cu o abilitate de laser la ce să te aștepți. De ce? În momentul în care spuneau, de exemplu, rămânem la acest exemplu, pentru că nu vreau să ne stufoșim prea mult în filozofie, deși cu tine este o plăcere, pentru că ai pregătire de bază în filozofie. În momentul în care el vorbea de danezi, el nu avea timp să-mi explice cum e cu danezii și ce fac ei așa. În momentul în care vorbea pe limba lui și spunea evreii Nordului, el înțelegea în lumea lui că sunt oameni extrem de buni cu banii, extrem de abili în a mișca bani. Da? Ți-am dat acest exemplu ca să înțelegi cum e cu oamenii ăștia bogați, pentru că foarte mulți vorbesc de oamenii bogați fără să aibă vreodată habar sau poate să se fi întâlnit cu vreunul. De exemplu, vorbeam cu ei despre America. Da? Despre statul american. Ei niciodată nu vorbeau despre statul american și despre americani. Ei vorbeau despre fondul care controlează pe democrați și fondul care controlează pe republicani. Și știau exact ce e în spatele scenei. Absolut. Cine e la putere?
Păi Soros. Păi și Soros al cui e? Finanțatorul democraților. Ei știau asta în anii 90, în anii 2000. Deci n-aveau nevoie să facă politica pe care o fac oamenii de la suprafață din știri, pentru că ei mergeau la sursă întotdeauna. Deci ca să-ți răspund ție, oamenii de la nivelul lor, da, sunt oameni care au un singur scop pe pământul ăsta, să nu plătească taxe. Da? Ei n-au treabă cu făcutul banilor pentru că știu să facă bani. Ei au treabă cu înmulțitul banilor. Nu? Ei au problemă uriașă cu taxele și să-ți explic de ce. El, de exemplu, a locuit, șeful ăsta al meu, armeanu, a locuit în Franța ca turist. El avea zeci, sute de milioane de dolari. A locuit ca turist toată viața lui în Franța, într-o casă închiriată. Și singurul lucru pe care l-avea pe numele lui era un lanț de aur, da? exact ca ăsta era, identic, înăuntru cu un lingou de aur pur. Și mi-a spus, și îl știam, niciodată să nu uiți că banii nu se fac din banii tăi, ci din banii altora, și de îndată ce ai, trebuie să faci tot ce poți în așa fel încât să ții capitalul. Și dar pentru asta, ca să țină capitalul, el trebuia să știe cine vine la putere, cine controlează finanțele, cine controlează bugetul, pentru că avea afaceri peste tot. Deci, ca să închei răspunsul lui la întrebarea ta, probabil că la nivele de miliarde, sute de miliarde și la nivele de oameni de afaceri făcuți de sistem și nu, de ei înșiși, ei depind de sistem și de aia probabil că globaliștii sunt cei 5-6 pe care îi cunoaștem, Bill Gates pe calculatoare, îl avem pe poștașul Bezos cu Amazonul lui, da? Îl avem pe Zuckerberg care a creat Facebook-ul, sprijinit evident ca să dea la o parte My Room, dacă ții minte, sau Room Space, cum se numea înainte să apară Facebook. Deci Elon Musk. Exact, Elon Musk, da? Elon Musk care s-a născut într-o familie de miliardari, să nu uităm, sud-africani. Da? Deci el este un ultra, ultra bogat. Elon Musk nu a apărut în lume cu Tesla. Elon Musk nu a apărut în lume cu cei 47 de sateliți pe care îi plasează pe orbite acum joase ca să ajute sistemele de comunicații. Nu, Elon Musk provine dintr-o familie uriașă cu potențial financiar uriaș. Dar noi de ăștia știm, ăștia sunt implicați în politică, îi avem, îi inventariem, însă la nivel de omul care face afaceri pe câteva milioane, omul care știe cum să supraviețuiască, realitatea e cu totul alta, Luis. Și încă ceva, am observat foarte, foarte, foarte acut, ei se țin departe de politică. Ei nu vor să aibă de-a face cu oamenii politici, nu vor să iasă în frunte, nu vor să se știe de ei, pentru că au învățat probabil că în momentul în care devii foarte vizibil, încep să suferi în fel și chip. Înțelegi? Deci asta este despre asta. Să încheiem atunci, Bogdan, că am trecut de ora 12 noaptea. Au fost împreună cu noi și acum sunt peste 4300 de oameni împreună cu noi în Facebook și în YouTube. Așa că te rog să emiți câteva idei. Câteva judecăți de valoare. Da. Știi că de obicei când vorbești cu oamenii, când se apropie sfârșitul, presiunea devine foarte mare pentru că încerci să spui ceva memorabil, ceva care să rămână, ceva cu care oamenii să plece acasă ca un cadou după o petrecere sau după o nuntă când îi dai omului bucățica cu care, tortulețul cu care să plece acasă. Eu nu sunt capabil de așa ceva. Deci, cei care așteaptă de la mine vreo vorbă de duc o să fie dezamăgiți. Ce vreau însă să spun înainte să încheiem în câteva secunde, sunt multe nume pe care nu le-am rostit astăzi în spațiul suveranist. Am vorbit despre câțiva pentru că au fost subiectele ridicate de cei care ne ascultă, însă sunt alții despre care nu am vorbit astăzi, dar asta nu înseamnă că ei nu există, asta nu înseamnă că printre ei nu sunt oameni de valoare, asta nu înseamnă că și ei fac greșeli, asta nu înseamnă că nu putem vorbi data viitoare, da. Absolut. Deci să nu credeți că dacă astăzi eu și Luis nu am vorbit despre alte nume din spațiul suveranist și nu vreau să le pronunț pentru că nu vreau să creez o altă discuție lăsată neterminată, nu înseamnă că acești oameni nu există, nu înseamnă că fiecare în locul lor încearcă să dea din coate cumva să facă ceva pentru neamul românesc în felul lui sau în felul ei. Da? Îi respect pe toți așa cum am spus și vă doresc tuturor, iar acestea sunt cuvintele mele de încheiere, orice vi se spune în materie politică,
încercați cât puteți să obțineți un alt unghi și de-abia după aia să vă pronunțați. De ce? Noi oamenii nu vedem cu ochii, noi vedem cu creierul. Ochii sunt doar o fereastră. Iar informația care ajunge la cortexul prefrontal începe să analizeze, începe să decide. Și în momentul acela începem să vedem ceea ce deja știm și suntem convinși. Da? În acest fel, cei care o iubesc pe Diana Șoșoacă, i-a uns la suflet ce am spus eu câteva lucruri despre Diana Șoșoacă. Cei care îl iubesc pe Călin Georgescu, am avut câteva puncte pozitive despre el, da? Care le-am mers la suflet. În același timp, cei care sunt împotriva lor au auzit doar ce le-am spus eu negativ despre respectiva persoană, pentru că așa suntem noi oamenii cablați, dacă vreți. Deci, dacă vreți să fiți cumva oameni mai buni, învățați să-i judecați pe oameni din cât mai multe unghiuri și nu uitați să le dați un gram de îndoială. Băi, am boală pe omul ăsta, dar poate avea și el ceva bun și o circumstanță m-a făcut să-mi facă o impresie greșită despre el. Da? Poate că ăsta apare bun, dar bă, e ceva care mă zgândere acolo. Ia să caut eu ceva care să mă convingă dacă într-adevăr ăsta e ceva bun. Și vă spun de ce se formează impresia asta și promit că am încheiat. Că altfel, Luis, vorbim ca la nuntă sau ca la anul nou. Am lucrat mulți ani, într-o perioadă a vieții mele, în hotelurile de lux din Marea Britanie, unde se face treabă ca lumea. Deci aici am lucrat la 5 stele de lux, am lucrat pe Park Lane, am lucrat la hoteluri care unde vine crema cremelor, fără niciun fel de exagerare. Am întâlnit oameni ultra bogați, oameni ultra celebri și ca o anecdotă am la mine copia pașaportului lui Dalai Lama. Dacă vi se pare interesant, lui să-ți promit că-ți trimit ca să vezi. Dar e o informație publică, nu e niciun secret. L-am avut oaspete la un hotel pe Dalai Lama, am avut multe, multe amintiri. Deci, în lupta aceea pentru clienți bogați, avem o regulă. Orice oaspete la hotel trebuia să îl încântăm în 16 secunde. Și trebuia timp de 4 minute să facem orice putem să-i menținem prima impresie pozitivă, pentru că dacă reușeam în 4 minute să-l câștigăm, trebuia să greșim de 5 ori ca să-și schimbe impresia despre noi. Mm-hmm. În același fel, vă rog, vă implor pe voi, nu credeți minciunile vuvuzelelor globaliste din jurnalistica naimită care vă spun că suveranismul a murit. Nu-i credeți când încep să pună ștampile pe oameni, pentru că oamenii sunt oameni cu bune și rele. Oamenii merită atenție oricâtă boală ați avea pe ei. Da? Nu gândiți cu ochii, gândiți cu mintea voastră și aveți curajul să credeți că naționalismul românesc o să crească. Și în momentul în care îndeajuns de mulți dintre noi o să credem în naționalism, vă asigur că o să vină și oameni în stradă, că o să fie și zâmbete pe fețele noastre amărâte, că o să fie și bunăstare în viețile noastre, dar nu înainte ca noi să începem să credem că putem să fim acolo, să credem că putem să zâmbim. Închei, în primul rând, mulțumindu-i lui Luis și vreau să vă spun că îl admir infinit mai mult astăzi decât până acum, pentru că a avut curajul să aducă în fața voastră oamenii lui, da? Un om cu care a vorbit o singură dată la telefon astăzi. Dar nu uitați un lucru, că și el a făcut exact ce am făcut și eu. A încercat să caute lucruri concrete. A încercat să se lege de niște argumente, să se ancoreze niște argumente legate de mine înainte să luăm legătura. Faceți ca el și nu o să vă pară rău. Așa cum îmi închei eu discursurile la mine pe canalele mele de comunicare, țineți alături și ne va fi mai bine. Așa cred că și Luis face. Poate din instinct face lucrul ăsta, pentru că altfel n-ar avea atât de mulți oameni care să creadă în el. Mă opresc aici și îți mulțumesc foarte, foarte mult lui și sper din toată inima să ne auzim pe subiecte mult mai scurte, mult mai concrete. Deci când faci o emisiune cu cineva, intru 10 minute sau jumătate de oră, vorbim despre un punct, îl lăsăm acolo, altă dată tot așa, pentru că acum am făcut un fel de prezentare mare și ție îți mulțumesc pentru răbdarea de sfânt pe care ai avut-o cu mine.
Dar... Păi, un jurnalist de televiziune abil știe mai mult să asculte și mai puțin să vorbească. Punctează doar atunci când e cazul. Mare adevăr, și asta demonstrează că ești o rară avis, cum se spune, da? Deci o pasăre rară, și sper din toată inima că vei fi recunoscut la adevărata ta valoare. Și chiar dacă asta rămâne de văzut. Dumnezeu mi-a rezervat cumva un loc undeva, trebuie doar să aștept. Atâta tot. Așa este. Să fii mândru de ceea ce ești, pentru că e al tău. Restul ți-l pun patalamalele, ți le pun alții, dar nu sunt ale tale, sunt ale lor. Mulțumim domnului Bogdan Vasile. Îl domnesc acum, vedeți, în finalul emisiunii. Am fost Bogdan, ca să dau o mai mare greutate acestei emisiuni. Am înțeles și opiniile multora dintre voi că trebuie să mai vină. În viitor am să-l invit cu diversi invitați, chiar cu Diana Șoșoacă, pentru că a fost vorba de Diana Șoșoacă și despre niște puncte de vedere legate de ea. Probabil că în viitor, în diverse emisiuni, o să fie împreună cu Diana, poate chiar cu Primo sau cu, știu eu, diversi invitați tradiționali, dacă putem spune așa, ai mei. Nu că nu aș fi invitat și restul protipendadei politice aflată chiar la guvernare. Să nu credeți că nu i-am invitat și pe ăștia, dar nu vor să vină dintr-un motiv foarte sincer. Nu avem niciun fel de deal și le e frică să nu cumva să-i tamponez cu tot felul de întrebări nefericite la care va fi foarte greu să răspundă. Și chiar dacă am avea vreun deal de vreun fel, eu tot aceleași întrebări le-aș pune. Așa că mai bine s-au gândit să-l lăsăm pe ăsta să moară de foame și nici să nu mergem pe la el. Și eu atunci ce pot să fac altceva decât să fac ceea ce mi-e drag sufletului meu, să fiu aproape de acești oameni minunați care încă mai iubesc România și încă își mai doresc să facă ceva pentru ea, încă mai au vise. Feriți-vă să vă pierdeți visele, oameni dragi. Foarte adevărat, așa... foarte adevărat ce ai spus, și ai spus un lucru din suflet și se simte lucrul ăsta. Vreau să ne întâlnim, vreau să vin la emisiune cu mai mulți invitați, dar te rog foarte mult să ții discuția exact la fel cum ai ținut-o astăzi, pe subiecte punctuale, cu argumente, în așa fel încât să îi ajutăm pe cei care ne ascultă să știe ce trebuie să facă ei. Deci când se termine emisiunea ta, sper că astăzi au înțeles cât de cât, cam pe unde stă rolul lor în lupta pentru neamul românesc. Emisiunea rămâne aici, așa că o pot revedea de 100 de ori. Îi mai rog încă o dată să o distribuie masiv cât pot ei sau cât doresc, dacă le-a plăcut, desigur. Și ne vom revedea, dragi prieteni. Mâine o să am niște live-uri cu România TV pe discuția pe care aș fi făcut-o și cu Bogdan în această seară, dar mi se părea că picam totuși într-o zonă destul de desuet, așa, nefericită, aia cu popa fake și cu discuția despre cine e homosexual și cine nu e în politică și prin biserică. Deci asta vom face mâine. Anchetăm puțin situația, cum, unde, de ce, cine îl ghidonează și dacă este vorba de un atac asupra Bisericii Ortodoxe. O să ne lămurim până la urmă în legătură cu această chestiune și dacă în spatele lui se află DICOT-ul, parchetul, cineva din servicii. Pentru că mi se pare suspect faptul că nimeni nu dă niciun comunicat în acest sens, să se dezică. Și duminică seară, sigur că da, cred că va fi Diana invitată, care de dat drept la replică la emisiunea X, la emisiunea Y, la emisiunea Z, să vedem ce se mai întâmplă. Iar astăzi am înțeles că nu l-am văzut, că eram plecat și chiar pregăteam promo cu Bogdan și am înțeles că a făcut, bineînțeles, un live în care a spus lucruri importante despre Mintia și e un proces acolo, s-a declanșat un proces și ea este avocat sau ceva.
sau ghidonează o echipă de avocați în procesul ăsta cu Mintia, care s-a declanșat deja și se pare că i-au șters. Facebook-ul i-a șters. Nu se pare. Sigur, i-au șters acel live. Și să vedem ce a făcut. L-a recuperat, nu l-a recuperat, ce s-a întâmplat. Asta este. Până acum erau blocaje privind problema pandemiei, după aia blocaje privind războiul, acum văd că sunt blocaje privind Mintea. Ciudat. Da. Închidem aici. Mulțumim, Bogdan, pentru că ai stat 3 ore și 24 de minute în această emisiune. Bănuiesc că e cea mai lungă din istorie. Este însă, crede-mă că m-a uns pe suflet. Deci spun fără niciun fel de prefăcătorie, este genul de emisiuni care îmi spun că mai sunt speranțe pentru neamul românesc. Și asta ți se datorează ție, pentru că tu ai încredere în oameni, tu îți iei riscul de a aduce oameni și de a-ți pune reputația în joc în fiecare zi, ore în șir. Și pentru asta te admir. Foarte bine, bravo! Da. Uite, un mesaj chiar de la Diana, asta înseamnă că se uită la noi și care zice că l-ar fi recuperat acel live. O să vorbesc cu ea, să vedem ce și cum s-a întâmplat acolo și sigur revenim. Deci, de această dată chiar ne despărțim. Bună seara, să fiți iubiți, noapte bună, un weekend noapte plăcut. Bună. Aveți grijă de voi, că dacă nu aveți voi, atunci cine? Și ne revedem mâine pe România TV și duminică seară la live-ul nostru tradițional de la 20:45. V-am pupat, la revedere, toate cele bune. Noapte bună, Luis, noapte bună tuturor ascultătorilor și telespectatorilor noștri de astăzi și felicitări doamnei și șoșoacă pentru că și-a recuperat acel material. Iată că Dumnezeu se uită și înspre noi. Numai bine tuturor!